Onorată asistență, stimate domnule președinte, academician Ion Tighineanu, dragi colegi, la foarte frumosul buchet de evenimente care au avut loc în ultimul timp și epitetul, adjectivul frumos poate fi sinonimizat și izomorfizat cu multe alte aprecieri, splendid, înălțător și așa mai departe. Se adaugă și această aniversare a maestrului Ion Druță, care ieri a împlinit frumoasă și aici iarăși se adaugă, ar putea adăuga multe sinonime, venerabilă și splendidă aniversare de 95 de ani. Să urăm sănătate, succese, inspirație în continuare, să ne mai ducă lucrări frumoase, scrise la cel mai înalt nivel artistic. Rog pe domnul președinte academician Ion Tighineanu să binecuvânteze acest simpozion al nostru, în care vom vorbi despre începuturile lui Ion Druță, despre creația lui, despre ce a însemnat în contextul de atunci și în contextul de astăzi al culturii române. Poftiți! Stimate domnule academician Mihai Cimpoi, stimați membri ai Academiei de Știință a Moldovei, avem în sală mai mulți membri și academicianul Boris Găinul și academicianul Gheorghe Rusnac și membrii corespondenți. Mai avem, deci, Viorel Pesăcariu, Ocadârc și cercetători de valoare, maestri, stimați oaspeți, stimați cercetători științifici. Ieri, 3 septembrie, a fost o zi deosebită, a fost o zi de odihnă, dar vreau să vă spun că pe rețelele de socializare atâtea felicitări au fost și, de fapt, în centrul atenției au fost două personalități notorii ale neamului nostru, academicianul Mihai Cimpoi și academicianul Ion Druță. Născuți la 3 septembrie, s-au înțeles probabil acolo, eu știu, născuți la 3 septembrie. Și îmi permiteți pentru început, domnul Cămcean Mihai Cimpoi este prezent în numele comunității științifice, în numele membrilor Academiei, să-i aduc sincere felicitări cu ocazia zilei de naștere. Domnul academician Mihai Cimpoi este un pilon de bază al Academiei de Științe și vreau să vă atrag atenția la faptul că este mereu în activități. Și dacă o să găsiți un număr al revistei Literatura și alta în care nu este vreun material a domnului academician Mihai Cimpoi, eu nu o să cred până nu voi verifica că așa este. Deci lucrează și zilele de lucru, și sâmbăta, și duminica, și este un fenomen. Un fenomen și desigur noi dorim astăzi, în primul rând, multă, multă sănătate. Și să continue activitatea prodigioasă pentru Academie, pentru comunitatea științifică din țara noastră, pentru societate. Și desigur, noi sperăm că dumnealui întotdeauna va fi receptiv
prezent la toate evenimentele și chiar și evenimentul de astăzi. Desigur că domnul academician Mihai Cempoi a venit și cu propuneri concrete referitor la persoane care vor contribui. Adică dumnealui este în permanentă acțiune și rezultatele activității se văd. Și însă și succesul Congresului Mondial al Minescologilor și succesul evenimentului care noi l-am organizat în ziua de 31 august și Congresul deschiderea la 31, iar la 1 septembrie a continuat la centrul Eminescu. Deci, în mare parte, se datorează eforturilor întreprinse de domnul academician Mihai Cempoi. Astăzi noi venim cu cele mai calde felicitări și în numele comunității cu un buchet de flori. Florile sunt de culoare albă, pentru că în culoarea albă sunt toate culorile posibile. Deci, și domnul academician îmi trucipează o activitate multidimensională. Și iată aici, în culoare albă, noi avem, deci, spunem, un spectru multicolor. Toate culorile posibile. Domnul Cancian, mult sănătate, mulți ani înainte să vă păzească. Onorată asistență, ieri, 3 septembrie, academicianul Ion Druță, scriitorul nostru apreciat de toată lumea, care și-a asumat în mare parte destinul Basarabie și s-a aflat în avangarda mișcării de afirmare a identității naționale, a adunat încă o petală în buchetul său de toamnă, împlinind onorabila vârstă de 95 de ani. Consider că noi suntem norocoși, avem privilegiul să fim contemporani cu cel mai important prozator al Basarabiei din ultima jumătate a secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea, care a fost clasicizat încă în timpul vieții. Acum 15 ani, fiind la Academia de Știință a Moldovei, la simpozionul internațional Ion Druță, Umanism și Contemporaneitate, ce a avut loc la 16 octombrie 2008, scriitorul academician Ion Druță a afirmat următoarele: mileniul 3, care a început abia acum câțiva ani, urmează să dea răspuns la mult controversata și poate cea mai dureroasă întrebare din câte pot fi. Ce este, în definitiv, omul? Am recitit recent acel discurs al domniei sale pentru a sesiza cât de înțelegător a fost maestru la timpul său. Readuc atenției dumneavoastră doar câteva gânduri, foarte actuale sau poate chiar și mai actuale astăzi. Acum câteva decenii a apărut o noțiune nouă, care circulă tot mai frecvent, punând stăpânire pe visele și năzuințele noastre. E vorba, firește, de ecologie. Azi suntem confruntați cu cel mai mare pericol din istoria lumii, pericolul distrugerii vieții ca atare. Pentru moment, singura salvare ar putea fi, vorba înțelepților antici, simțul măsurii, pe care l-am pierdut cu mulți, mulți ani în urmă. Sunt întrebări grele, tragice, dar ele persistă, ocolite nu pot fi în niciun caz. De la o vreme a început a se vorbi mai întâi în șoaptă, apoi tot mai pronunțat, că omul nu este decât un vlăstar nervos și imprevizibil al naturii, care în cele din urmă va contribui fără să vrea la distrugerea vieții pe Pământ și a însăși planetei pe nume Terra.
Iată, ăsta din gândurile maestrului Ion Druță și vreau să vă spun că unele pur și simplu coincid cu gândurile multor savanți, inclusiv și laureați ai Premiului Nobel. Aceste și multe alte probleme sunt de importanță majoră pentru societatea contemporană și în context, țin să precizez că Academia de Știință a Moldovei depune eforturi considerabile pentru a veni cu unele răspunsuri și recomandări din partea comunității științifice, un exemplu notoriu fiind și prelegerea relației dintre sănătatea solului și sănătatea umană, care va fi susținută tot astăzi, la ora 15, de domnul profesor Atan Lal, laureat al Premiului Nobel pentru Pace și al Premiului Mondial pentru Alimentație, de la Centrul pentru Managementul și Sechestrarea Carbonului din cadrul Universității de Stat din Ohio, Statele Unite ale Americii. Vreau să vă atrag atenție că domn profesor Lal este în Consiliul Științific de pe lângă președintele Statelor Unite ale Americii. Creația scriitorului Ion Druță este una multidimensională, integrând cărți pentru copii pe care au crescut generații de tineri, cum ar fi Povestea Fornicii sau Balada celor cinci motănași, 73 piese de teatru care erau mult timp interzise pe scenele teatrelor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, articole de atitudine, eseuri, novele. Operele sale, adunate în patru volume, Frunze de dor, Balade din câmpie, Ultima lună de toamnă, Povara bunătății noastre, Clopotnița, Horodiște, Întoarcerea țărânii în pământ, Biserica albă, Toiagul păstoriei, fac parte din fondul de aur al literaturii contemporane. Astfel, romanul Frunze de dor, 1957, a fost cel care l-a consacrat, lucrare deosebindu-se substanțial de proza ideologizată a vremii. Piesa Casa Mare, apărută în 59, i-a consolidat imaginea ca scriitor și dramaturg și rămâne și astăzi una dintre cele mai solicitate pe teatrele românești, precum și aplaudată de spectatorul elevat. Romanul Povara bunătății noastre, 70, l-a făcut pe Ion Druță un scriitor și un simbol național. Astăzi, pentru rezultate deosebite în valorificarea și promovarea patrimoniului cultural național în țară și peste hotare, precum și cu prilejul celei de-a 95-a aniversări din ziua nașterii, Prezidiul Academiei de Știință a Moldovei a decis conferirea medalii Meritul Științific, clasa 1-a, a Academiei de Știință a Moldovei, domnului academician Ion Druță, membru de onoare a Academiei Române, prozator, eseist, dramaturg. La mulți ani, maestre! Să fim demni și să respectăm cu toții afirmația devenită clasică a maestrului Ion Druță. Pământul, istoria și limba sunt, în esență, cei trei stâlpi pe care se ține neamul. Să ne cinstim trecutul, să construim împreună prezentul pentru ca părinții și copiii noștri să aibă un viitor în țara noastră ce pășește ferm pe calea integrării europene. Stimați colegi, eu nu am posibilitate să înmânez domnului academician această distincție, dar cel puțin, deci iată, vă demonstrez documentul. Ăsta este și desigur că demonstrez și existența acestei medalii, distincții frumoase, care vor fi transmise domnului academician, tradițional, odată în an, noi vorbim, deci, și domnului a spus că tare vrea să vină la Chișinău în ospeție, dar cu regret nu are posibilitate și în cazul ăsta noi, desigur, că vom transmite prin ambasada noastră medalia domnului academician. Să-i dorim multă, multă sănătate și să se bucure de viață împreună cu noi. La mulți ani!
Mulțumim, domnul președinte. Acum vom vorbi despre creația lui Ondruță. Eu simt să vă mărturisesc în calitate de moderator și de critic literar și de cititor atent al creației lui Ondruță. Nu zic că cititor model în sensul lui Umberto Eco, dar un cititor fidel, totuși, care i-a citit, cred că, întreaga operă, a scris la diferite etape când era mai greu de spus adevărul. Oricum, cu Ondruță am luptat pentru limba română și chiar în perioada aceasta când am marcat sărbătoarea limbii române, ne-am amintit despre cuvântarea lui la Congresul al III-lea al scriitorilor, care a fost magistral, pur și simplu, și care a pus accente și care a fost un program, în fond, de luptă pentru întreaga perioadă de renaștere națională. Eu sunt spectatorul care am fost la prima reprezentare a Casei Mari. În 1900, doamna Ghilă știe foarte bine, 62 parcă, da? Da, și am aplaudat frenetic acolo, fiind student. Am avut și un loc așa un pic mai modest, la balcon. Vedeam și entuziasmul din sală, dar și cei de la balcon aplaudam ca să se audă și mai tare și să subliniem așa sonor acel succes extraordinar, fiindcă toată lumea înțelegea că e o altă dramaturgie, e un alt fel de a concepe actul creativ, scrisul, și dramaturgie care, spunea Caragiale, nu e atât literatură cât arhitectură, cât construcție. Și bineînțeles că mare reformă a lui Drucță consta în ceea ce Umberto Eco vorbea în poeticile lui Joyce, că în perioada modernă s-a pus accentul pe nu atât pe fapte, cât pe trăirea personajelor și s-a urmărit trăirea interioară și, bineînțeles, acea schimbare de statut al autorului, al scriitorului, care a mai lăsat și loc pentru alte personaje, pentru alți naratori în diferite planuri narrative. Asta se întâmpla și la noi, așa, mă rog, într-un mediu mai provincial, mai îndepărtat de ce se întâmpla în proza universală, dar pe atunci vreau să vă spun că se vorbea și se căutau niște formule strategice. Bunăoară, colegii noștri din țările baltice vorbeau despre autentic, vorbeau foarte intens că în literatură trebuie să domine autenticul. Adică ce este viața ca atare, și ei știau ce
ce propun. Druță propunea aceasta autentic în formula, în forma noastră, de aici, și propunea ceea ce eu am numit întoarcerea la rădăcini și reabilitarea sacrului, fiindcă în anii 60, sigur că nu se putea vorbi despre sacru, știți din ce motive, nu e cazul să deschid parantezele, dar Druță a găsit totuși modalitatea și a, acel accent pus pe etic însemna de fapt accent pus pe sacru. Eticul însemna la acea oară sacru și așa cum spune Rudolf Otto într-o carte de referință, deci noi, de fapt, nici nu concepem sacru în sensul original, ci în într-un sens moral. Adică îl înțelegem ca pe ceva desăvârșit sub aspect moral, sub aspectul bunului desăvârșit și a frumosului desăvârșit. Deci îl mutăm din sensul original într-o așa interpretare mai ludică sau, cum zice el, personal rațional. Pentru Druță, sacru a fost nu doar o temă, ea a fost un program și urmărim această consecvență de la Casa Mare, de la Samariteanca, novela care a apărut, știți, într-un tiraj mare în Biblioteca Ogonioc, avea tiraje enorme atunci, Biserica Albă și până la poemele dramatice pe care le-a publicat în ultimul timp, Tăcerea Pământului și niște cărți care încă nu au ajuns pe la noi, editate la editura, apărute la editura Academiei Române. Sacru a fost o concepție asupra vieții. Ea s-a manifestat și aici eu văd un așa caz similar, Mutatis Mutandis, cu cazul Tudor Arghezi, sub formă de religia scrisului. Deci actul poetic, mitul poetic, cum mai spunem noi astăzi, este la Druță un act sacral. Iar poetul nu poate fi decât un poet al sacrului, un poet sacral. Este rostitor de logos, de cuvânt divin, de aceea își pune întregă creație sub semnul triadei creative, epos, etos, sacru, în paranteză, logos. Începutul lui Druță, cele novelistice și dramaturgice urmate de cele romanești mai târziu, beneficiau de darul de povestitor pe care îl cunoaștem noi. Druță vroia să scrie frumos și această vrere se poate identifica în înșiruirea caligrafică, atent rotunjită a cuvintelor, fie în cazul chirilicii străine nouă sau în cazul caracterilor latine ce ne sunt ferești. Druță, de altfel, dacă vă amintiți, vorbea undeva despre faptul că își amintește cum rotunjea învățătorul litera D din numele lui. Și întâmplarea face că în prima mea călătorie în România, pe una din străzile Iașului, să mă fi întâlnit chiar cu învățătorul despre care vorbește Druță. M-a salutat, m-a recunoscut, mă cunoștea de la televiziune, bineînțeles,
Zice, uite, eu sunt învățătorul lui Druț. Și această caligrafie o puteți urmări și în variante. Și acum trec la o altă temă, care cred că este de asemenea o temă pe care o impune modul său de a fi scriitor, statutul lui de scriitor, și anume aceea a rescrierilor. Druță rescrie la infinit unul și același text, caută să-l facă mai desăvârșit, așa mai frumos, și bineînțeles că un viitorul editor care va trebui să editeze opera integrală va trebui să adauge la textele lui Druță variantele, parafrazările, corectările pe care le-a făcut pe parcurs. Și aici, când vorbesc de rescriere, mă gândesc și la faptul că el a rescris sau a transcris sau, haideți să zicem, hipo-scris în termenii structuraliști, multe texte în proză, în texte dramatizate, drame, știți și cazul cu novela despre Tolstoi, care a devenit dramă, drame care au devenit mai târziu romane, novele, și aici Druță s-a încercat în foarte multe genuri, a încercat să scrie și în registru baladesc, precum în Povara Bunătății Noastre, dar și în alte maniere, în alte stiluri, și colegul nostru, Teodor Codreanu, vorbește despre aceste poeme dramatice în care Druță încearcă să valorifice și izbutește, dar nu pe deplin, zice Teodor Codreanu, se scrie în felul versetelor biblice. Se adopte ceea ce eu aș numi stilul evanghelic. Stilul rostirii religioase. Unele forme le-a analizat Ana Ghilaș, o să vă vorbească în comunicarea domniei sale. Și în felul acesta, Druță a căutat și în aceste poeme dramatice, în acest stil evanghelic sau stil apropiat de stilul versetelor biblice, să ne vorbească despre o dramă pe care o cunoaștem și pe care el o numește în mod tranșant, așa cum a obișnuit tot timpul, pierderea, pustiere, zice el, așa în forma aceasta arhaică, pustierea sufletului întregului neam, iată marea noastră dramă. Și bineînțeles că recurge și la o structură apropiată de cea a Genezii, e vorba de șase cânturi, lumina, apa, cuvântul, cerul, omenie și amurgul, și portretizează, prezintă, înfățișează eroi arhetipali, precum plugarul, poetul,
Maica și alții. Aceasta am vrut să vă spun eu dintr-un început. Acum o să rog pe membrul corespondent Ion Hădurcă să ne vorbească despre subiectul pe care și-l a propus, legat probabil de frunze de dor, dacă am înțeles bine. Poftiți. Domnule președinte al Academiei, Ion Pighineanu, stimați academicieni, distins auditoriu, permiteți-mi, în primul rând, să mă asociez și eu felicitărilor pentru sensul nostru academician Mihai Cimpoi, lărgeanul Mihai Cimpoi, am zis, nașul meu literar, de altfel, cu o inimă largă, cât întreaga România mare, să-i dorim mulți ani, sănătoși și viguroși ca stejarii din codrii Orheiului. Multă sănătate, domnul academician. Și sigur mă asociez și urărilor de bine pentru cel pe care îl omagiem, pentru maestrul, decanul literaturii noastre, într-un fel. Comunicarea mea se intitulează Frunze de dor și de iluminare ființială și evident că nu este doar vorba despre frunze de dor, pornind de la această metaforă complexă a frunzelor de dor, am încercat să inserez unele gânduri. Ieri s-au împlinit 95 de ani de la nașterea scriitorului academician Ion Druță. Cu acest prilej țin să-i trimitem din partea noastră tuturor a mediului academic și aici fac o paranteză și vreau să salut inițiativa Academiei de Științe a Moldovei pentru inițierea acestei conferințe academice dedicată lui Ion Druță. E foarte binevenită, într-un fel și de mângâiere și de reabilitare, dacă vreți, în planul creației și a contribuției marelui scriitor la opera culturală și renaștere națională. Deci, asta ar fi să-i trimitem o frunză de dor și de alean, sau așa cum îi place maestrului, precum îi place cântecul linui lin și tot mai lin, o frunză alinătoare din câmpia sorocii, să-i spunem că îl prețuim și îi dorim tradiționala orare la mulți ani cu sănătate. Este creștinește și omenește, am zic, să nu ne împiedicăm în hățișul erorilor și să-i dăm cezarului ceea ce este al cezarului, precum zice Sfânta Scriptură. La acest aniversar 95 ne luăm îndrăzneala să răsturnăm carul anelor și să-l citim invers de la est la vest, 59, cum îmi place să văd, luând drept criteriu acest jalon de 59-60, anul celebrei druțiene, care a bulversat și a impulsionat mișcarea de renaștere națională în 88. Să vorbim de un Druță vizionar, combativ și înzestrat cu har, care până la hotarul lui 89, Marea Adunare Națională, unde a vorbit excepțional, a fost înainte mergătorul, criteriul moral și artistic al comunității basarabene. Prin vocea lui Druță am ieșit în lumea mare. Prin romanele și piesele maestrului au fost auzite bucuriile și durerile acestui picior de plai meoritic, răvășit de teroarea istoriei. Piesele domniei sale, publicistica de până la 89, de exemplu Pământul, Apa și Virgulele din 87, a impulsionat mișcarea ecologică și cea de renaștere națională,
sau discursul lui Druță despre care a vorbit academicianul Cimpoi la cel de-al treilea congres al scriitorilor din 65, unul programatic și emblematic, cu problemele stringente ale salvării ființei naționale a limbii române, revenirii la grafia latină. Se pomenim aici și literatura pentru copii, bijuteriile Trofimaș, povestea furnicii sau balada celor cinci motănași, sunt valori intrate în tezaurul istoriei și culturii noastre naționale. Gândindu-mă și la clipele mai puțin fericite din biografia spirituală a personalității dumneavoastră, mi-am zis că Ion Druță, probabil, în Ion Druță probabil locuiesc mai mulți Ioni. Un Ion este Moș Ion Roată, cel rezervat față de unire. Al doilea este Ion Creangă, sfătosul și mucalitul humureștean. Ion al lui Rebreanu, stăpânul și robul pământului. Ion al celebrilor montări teatrale lui Ion Ungureanu. Ioan Gură de Aur, cum era comparat și pe bună dreptate numit de contemporan. Biblicul Iona din burta balenei cremlineze. Înainte mergătorul, am zis, Ioan Botezătorul, născut fiind în preajma sărbătorilor tăierii capului Sfântului Ioan. Și Ioan fără de țară, așa cum l-a văzut Lucian Blaga într-o vreme de răstriște a țării românești, pe la 1951-57, scriind poemul Cântec despre regele Ion, parcă intuindu-ne și pe noi basarabienii. Avem același nume, tu și eu, că iarnă sau că-i primăvară, ne cheamă azi pe toți la fel Ion fără de țară. Când râde cineva pustiu în casă sau pe afară, să știi că unul singur e Ion fără de țară. Și da, această multitudine, acest șir de personaje biblice, literare, istorice, locuitori ai universului Ion Druță, fac parte inseparabilă, nu numai din destinul personajului principal, dar reflectă polifonic întreaga noastră zbatere ființială, constituind până la urmă temeiul conștiinței noastre naționale. Literatura anilor 50 ai secolului trecut, basarabian, doar cu mari rezerve și concesii putea fi numită literatură. Noutatea prozelor lui Ion Druță venea pe căi neștiute, ocolitoare de stâlp oficial. La noi în sat, din 53 și mai ales Frunze de Dor, scris în 55 și publicat în 57. Crescute pe aceeași tulpină sadoveniană, veneau să spulbere impostura și să impună proba talentului autentic venit de acasă și categoric îmbrățișat de trăitorii acestei glii. Iată ce afirmă criticul Eugen Lung în eseul Adevărul, adevărul și numai adevărul, citez. Frunze de Dor a fost opera care l-a consacrat pe Ion Druță și nu doar pe el, zic eu, toată literatura noastră și conștiința. S-a consumat atunci și multă cerneală violentă, în ghilimele, în vorba criticului, causticului Caragiale. Autorului se imputau cele mai năstrușnice și mai fantasmagorice gafe, ca de pildă ea, cartea, cam întoarsă cu fața spre trecut, în ghilimele, urmată de sacramentala și implicit demagogică interogație. Întrebarea e în serviciul cărui ideal acționează detaliul artistic. Mă gândesc cu rușinoasă spaimă că unul care încearcă, ca unul care încearcă a se da cu critica, zice modest Eugen. Ce s-ar fi întâmplat dacă începătorul Druță și-ar fi plecat urechea la bazaconele proferate la adresa dumnealui? Până la Frunze de Dor, epica noastră era o literatură a întâmplării, a pătăraniei. Atât proza cât și kilometricele poeme erau aservite de invariabile clișee, sistemul de personaje fiind copiat după schema luptei de clasă. Ei bine, Frunze de Dor, reluând prin subiect aceeași epocă, nu se înscrie în limitele vetustelor modele, ci urmează netrucatul izvod, subliniez aici, netrucatul izvod al vieții și al realității. Citat încheiat. Am ales special aceste spuse, subliniindu-le
dar cel mai lucid și cel mai la timp a semnalat valoarea operei lui Druță, regretatul critic Vasile Coroban. Am aici o serie de adresări și scrisori către Druță de susținere, de încurajare, de limpezire a apelor. Deci, urmează netrucatul izvod al vieții, este exact spus, adică vine cu surprinzător de profundă și exactă cunoaștere a realităților satului basarabean postbelic, a psihologiei subtile sau grave, rudimentare, întortocheate sau îndărătnice a țăranului nostru, cu un limbaj și o stilistică suculente, vie, plină de verbă, ziceri inedite, metafore și unduiri poetice a Edoma Graiului viu, românesc, autentic, al satului încă nealterat de dogmele noului regim. Anume prin această stilistică nouă, marea inconfundabilor, marca inconfundabil Ion Druță, marca inconfundabilă Ion Druță, s-a impus noua paradigmă estetică și s-au lăsat cucerite miile și miile de inimi ale cititorilor de generații întregi crescute, educate, frământate sufletește de eroii drucieni. Năzbâtele lui Trofimaș sau drama shakespeariană a tinerilor îndrăgostiți Rosanda și Gheorghe Doinaru. Academicianul Mihai Cempoi, în o istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, schițează un portret quasi-complet al scriitorului. Opera sa este, în linii mari, o expresie a rezistenței spirituale și morale în fața a tot ce subminează naționalul, umanul, sacrul, așa precum bine a spus domnul academician. Nu întâmplător, multe din scrierile sale care au înfruntat zidul, în ghilimele, mentalității oficiale, zidul apare ca metafora puterii, în piesa Servus Divinus, la Teatrul Armatei din Moscova, am avut fericită ocazie să vizionez acest spectacol, au fost interzise, blamate, supuse interdicției, apărând editorial cu multă întârziere la Chișinău, după ce treceau cenzura mai liberală a Moscovei. Druță impune autoritar formula narrativă lirico-simbolică, afirmându-se pe linia tradiției crengiene și țadoveniene a literaturii române. În primele nuvele și în lucrarea de mari proporții, Frunze de dor, cultivă aproape fără excepție un principiu baladesc. Autorul și personajele pe care le creează constituie o unitate plasmatică, zice academicianul. Prozatorul accentuează cu mândrie că este al lumii pe care ne-o înfățișează. Întregul e o formă de existență a lumii rurale, un mod de a fi, anume conștiința lui naște dincolo de formula lui lirică, suflul epic. Horodiștea, Ciutura, Ocolina sunt niște organisme vii cu o singură respirație care înfruntă destoinic vicisitudinile soartei, vânturile istoriei. Desolidarizarea de sacru sau refuzul lui conștient, cu trimitere la Mircea Eliade, exprimă după Druță drama lumii contemporane, dezaxarea ei morală. Luând în ansamblu opera lui Druță, eu am evidențiat trei jaloane de care m-am apropiat. Primul, organicitatea prin care m-am apropiat de opera, organicitatea trăirii dintre om și natură. Este totală, este copleșitoare și vorbește tocmai de acel întreg existențial. Despre întregul ca formă de existență, cu citate. Nu vreau să vă obosesc aici, că eu m-am pregătit pentru o comunicare de vreo oră și cu toată opera, încă în caractere chirilice, povara bunătății roase, Druțeana și altele. Câmpia Sorocii, un poem care deschide, închide compozițional acest roman magistral, începând cu Balade din Câmpie și apoi cu povara. Idem, Pământul, dragostea față de pământ, tot ce înseamnă pământul pentru țăran, pentru Onache Cărăbuș, pentru toți eroii care trăiesc viața aceasta complicată și complexă. Sau drumul, sau casa, sau prăsadul vorbește, pădurea, pădure verde, pădure, are un leitmotiv la care revine deseori, plin de poezie. Al doilea criteriu este trama rupturii,
dintre sacru și profan. Ceea ce s-a întâmplat, hiatul acesta sufletesc, spiritual, care a survenit după anii staliniști totuși și s-a simțit încă multă vreme în societatea noastră, dacă nu mai suportăm și până acum aceste trame. Este de subliniat lirismul ca strategie narrativă, de învăluire, adormire, nu doar lirismul ca stare, eu știu, ingenuă a stilului lui Ion Drusă, o capacitate de a vedea lumea poetic, dar și ca o strategie de învăluire. Prin acest lirism se strecurau, se reușea strecurarea problemelor deja departe de lirism, problemele dure ale realității noastre, ale istoriei, de adormire, zic, a vigilenții, pentru a rosti adevărul. Și, bineînțeles, slujirea valorilor naționale și trezirea de conștiinței de neam. Vorbind despre toate aceste aspecte, eu nu pot să trec pe lângă cele jaloane importante. S-a pomenit aici de discursul lui Drusă la Congresul 3 al Scriitorilor, unul programatic. Aș menționa, de asemenea, și eseul lui Drusă, care a avut o rezonanță foarte puternică în societatea basarabeană, Eminescu, poet național. Pentru prima dată, rostit, răspicat după multe rătăciri, cenzuri, discuții, cât putem edita din Eminescu. Țin minte, funcționam la editura Literatură Artistică și sărmanul Lazar Cioban, îngrijitorul ediției, avea de trecut prin multe și multe grile ca să justifice de ce este necesar Eminescu. Și numai eseul lui Drusă a pus așa, răspicat, deci lucrurile, și a deschis într-un fel perspectivele. Apoi, bineînțeles, acel eseu pur și simplu care a răsunat ca o bombă după noul val de critici aduse, Drusă deja fiind de la Moscova, plecând după Congresul 3 din cauza imposibilității de a mai comunica cu autoritățile de aici, cu Bodule, veșnicul rival, satrap, deci din această zonă, și luptând pentru fiecare operă, pentru fiecare piesă montată aici sau la Moscova, cu toate tancurile care erau îndreptate de tancuri, așa zic eu, imaginare, de la Chișinău spre Moscova sau spre teatrele moscovite, cu cererea de a fi eliminat din repertoriu. Deci, pământul, apa și virgule a răsunat ca un trăsnet, zic eu, în contextul când aici începea o nouă campanie cu fostul președinte al Academiei Jucencu, cu toate insinuările care se spuneau atunci. Și după aia s-a declanșat, a mai venit eseul lui Matkovski, eseul lui Saka, toate publicate prin intermediul reprezentantului nostru la cea mai tirajată publicație moscovită și sovietică pe atunci, cea mai, eu știu, trează și mai liberală literatura e Gazeta, care ne-au fost de mare sprijin. Și al treilea moment, bineînțeles, că este, am aici discursul dumnealui de la Marea Adunare Națională, unde pentru prima dată, răspicat, Drusă a abordat, deci, problemele istoriei. Domnul președinte a citat pământul, limba și istoria sunt pilonii de rezistență ai neamului nostru, dar a vorbit despre pactul Molotov-Ribbentrop, a vorbit despre revenirea necesară, revenirii la grafie latină, tocmai era în ajunul sesiunii a 13-a, despre limba română, despre problemele ecologice, despre separatism, a vorbit respectat, a chemat la o împăcare care, din păcate, nu s-a mai întâmplat, dar contează faptul că a fost vizionar și a abordat respicat toate aceste probleme. Vreau să mai vorbesc despre o latură a lui Drusă, mai puțin așa adus în prim plan, dar înainte de aceasta eu mi-am luat aici și am păstrat în arhiva mea un decupaj din Savetskaya Moldavia. Cei care deci au trecut prin momentele acestea știu. Podržat zolotom dostovernosti, o poveste Drusă, zapach speloiai vă.
publicat la 19 februarie 1977 și semnat, sigur, cu pseudonim A. Mereuță. Așa și nu se mai găsit cine este insul acesta. Pricinul ghibile pametnica, zice asta. Nu vă traduc pentru că sper că înțelegeți. Inarușenia sfiazii vremionii pocolenii ca cușbulot mecinu автор видит в нехватке человеческого достоинства у каприянцев, среди которых не указалось ни одного кумаша, кроме приехавшего откуда-то, din Буковина, Хория Холбан. Кого бы волновали вопросы сохранения исторических памятников в их безразличии, бездушии и даже тупости? Что это, как неявно предвзятый и оскорбительный по отношению к сотням простых людей тезис? Și așa mai departe, domnilor, revista... E autentic, exact. Revista Iunost, cu un tiraj de sute de mii, publica Zapac Spero IAIV, și aici îi puneau, deci, obstacole ca să nu, și să o murdăreau ca să nu, deci, fie, să nu ajungă la inimăcitor. Totuși, aceste lucruri ajungeau. Un alt aspect este, Druță, ziceam, cel care s-a apropiat de poezia națională, cunoștea valorile și a avut un micro-eseu excepțional la deschiderea cărții, care a, de fapt a fost placa turnantă a poeziei române din Basarabia anilor 60, numele tău al lui Grigore Vieru, Creația poetului. Mare bucluș cu literatura asta noastră, scrie Ion Druță. Zeci și sute de dregători se străduiesc cu anii să facă printre membrii Uniunii o ordine măcar cât de cât. Se adună congrese, se țin cuvântări, se fac alegeri. Totul e pus la cântar, sunt luate în considerație meritele care nu pot fi enunțate pe talgeri. Se face o listă a valorilor, se împart fotolii, lefuri, locuri în prezidium și tocmai când se ajunge cu chiu cu vai la un dram de pace, răsare de unde nici nu te aștepți un oarecare Grigore Vieru, cu un grupaj de versuri și iar e bucluc, iar se face îmbolzeală la scara valorilor literare. Ceea ce avea mai ieri trecere, azi pare să nu o mai aibă. Ceea ce părea absurd de când lumea, acum pare a fi posibil. Ceea ce mai dăună se cerea citat ori înveșnicit pe paginile manualelor, azi alunecă neobservat printre rândurile obișnuite. Vedeți cum face Druță de limitare imediat. Ce a fost până la Druță, ce a fost până la Vieru și ceea ce este după această carte emblematică. Un mare merit al lui Vieru, sublinează Luțem, este că, fiind harnic, el a scris comparativ cu alții puțin și accentuează economia, necesitatea economiei, necesitatea trecerii prin biografia desertară a fiecărei opere literare până a se coace și pentru a fi scoasă la lumină. Zgârcenie, zice Druță. Primul lucru care îi dorește zgârcenia în a publica pe aici și pe acolo poezii, care nu și-au făcut pe deplin termenul de armată în masa scriitorului. Zgârcenie în emoții, în facultatea pătimașa talentului și cel de-al doilea lucru, bineînțeles, este sănătatea, un lucru vechi și banal necesar pentru viața unui talent format, așteptat de atâta vreme în literatura noastră. A fost o binecuvântare care i-a dat forță marelui nostru poet și a întărit încrederea în calea aleasă, în drumul ales. O altă fațetă, am descoperit-o citind biografia lui Iurie Colesnic Constantin Sterie, publicată la Cartier în anul acesta. Spune autorul Colesnic, eram la Biblioteca Națională a Republicii Moldova pe la începutul lui martie 2015 când îmi telefonează scriitorul Ion Druță ca să-mi spună, simplu și firesc, povestea unei descoperiri. Știi, mata, am găsit cursul de lecții pe care Constantin Sterie l-a predat la Universitatea din Iași. Este pe la 1890 și ceva. Druță a reușit să găsească conspectele acelor lecții. 1250 de pagini, 60 de pagini, scrise foarte îngrijit, care au ajuns la noi fiind păstrate în Biblioteca Academiei Române. Ca să vezi, continuă Druță,
istorisea maestrul, am rugat mai multe persoane care mergeau la biblioteca Academiei să se intereseze de aceste lecții și nimeni nu știa nimic. Am fost și eu la bibliotecă, dar am primit același răspuns. Norocul a făcut ca la ieșire din clădire să mă întâlnesc cu prietenul meu, prozatorul Dere Popescu, Dumnezeu să-l ierte, cel care, aflând de necazul meu, a spus prompt, mergem la director, directorul bibliotecii. În fine, directorul a ascultat rugămintea, a identificat manuscrisul și până la urmă copia era gata, zice autorul. Colesnic, eu subliniez, astfel datorită lui Ion Druță, în 2016, este un secol și ceva, cei doi horodișteni și-au făcut dreptate, Druță și Stere, și a apărut cartea la editura Cartier, lucrarea lui Stere, curs de drept constituțional. O parte importantă, necunoscută până în vremurile noastre, a lucrărilor și a contribuției marelui Stere, de care știu că Druță este îndrăgostit, are o atitudine aparte. Dragii mei confrați, nu risc să vă așa, sustrag atenția cu mai multe. Am aici o referire foarte interesantă din anii 80 a lui Paul Miron, care l-a cunoscut pe Heidegger, pe marele filozof Heidegger, la Freiburg, și l-a rugat ce ar putea, hai totuși să chestia aceasta, să o găsesc, pentru că este foarte importantă, l-a rugat să transmită un mesaj pentru pământul meu, zice Paul Miron. Și iată, nu cred că e aici, iată mesajul acesta, unul care merită să fie adus în lumină și cunoscut așa pe larg. Nu știu dacă mai... Mă iertați, esența este aceasta, e în Despărțirea apelor, publicat de asemenea la Cartier. Esența este aceasta, Heidegger face o trimite la poezia, la Trac, la poezia germană și la Eliade și vorbește despre necesitatea sacralității. Exact același leitmotiv față de care Druță avea, probabil că și fiind un profund credincios, avea un gest și o atitudine de mare pietate. În fine, dar fi să însumăm într-un simbol adecvat și complex tot traseul zbaterii noastre ființiale, cu toate necazurile, victoriile și rătăcirile noastre de-a lungul ultimilor 70 sau ultimii 30 de ani ai independenței, primul meu gând ar fi tot la Ion Druță. Oricât l-ar dori pe Druță, el nu este nici al agrarienilor, nici al moldoveniștilor separatiști și nici al, mai ales al agresorilor kremliniști. El este și rămâne al nostru. Druță este numai al nostru, adică al veșnicilor mioritici de noi, cârtitorii, eu și iertătorii români, ai Basarabiei Moldave. Zic încă o dată, maestre, la mulți ani, multă sănătate. Mulțumim pentru acest excurs cu adevărat analitic și retrospectiv și mi pare bine că sfera subiectului a fost lărgită și v-ați referit și la alte aspecte și în special la acea prefață la volumul lui Grigore Vieru, numele meu, din 1968, la care eu am vrut și eu să mă refer, fiindcă în anii 60, în literatura română, în cultura română, apare problema exilului. Plecau mulți din țară,
scriitori în special, oameni de cultură, și această temă a exilului a impus la rândul ei tema identității, în sens larg. Tema pariului cu timpul și spațiului și mare temă a exilului interior pe care am avut-o și noi în literatura basarabeană. Eu am scris despre asta, istoria mea. Și Ion Druță, în această prefață la volumul lui Grigore Vieru, menționa că versurile lui vin fierbinți, palpitând până la ultima virgulă, vin să strecoare în sufletul cititorului un fior de dragoste și sfințenie, remarcați cuvântul, fiindcă eu o să mă întorc la el, și sfințenie pentru pământul natal. În asta și vede Grigore Vieru sarcina sa scriitoricească, și aceasta este valoarea artistică, valoarea cetățenească a versurilor sale. Deci aici cenzura nu putea interveni, fiindcă sfințenia, știți dumneavoastră, are și sensul de corectitudine, de cumințenie. Cenzura nu putea bănui că Druță vorbea tocmai de sacru în poezie lui Grigore Vieru, de evlavie, sentimentul de evlavie, de comunicare, fiindcă Grigore Vieru, știți că spunea și într-un aforism, asta scriu ca să comunic cu Dumnezeu. Asta era. Deci, dialogul lui cu Dumnezeu și vedeți cum se putea înșela cenzură, ca să zic eu așa. Petru Carari a avut o comedie în care Dumnezeu vorbea rusește. Vorbea probabil de la Moscova, mi-amintesc bine piesa. Eu am asistat și la un spectacol jucat la Erevan, teatru mic al lor, sau mai bine zis în sala mică a Teatrului Național, și cineva din personaje care ocupa o funcție oficială se urca sus și vorbea de acolo, adică când se erou personajul discuta cu Moscova și el ca să discute cu personajele care erau în scenă, se urca sus, la un alt nivel. Bine, ce s-a întâmplat cu acest personaj al lui Carari? Dumnezeu care vorbea rusești. Vorbea de la Moscova și aici nu putea Mihail Alexandrovici Pleșco, sau cum îi spunea Druță, Pleșca, el îi spunea Pleșca. El zice, Dumnezeu și trebuie să vorbească moldovenește. Și Carari, sigur că a revenit la moldovenizat pe Dumnezeu. Desigur că piesa n-a mai fost jucată, probabil. Dar vedeți că nu se putea interveni. Cezura nu putea interveni când Vieru spune, mă rog de tine, Doamne, că nu se bănuia că acolo e vorba de Dumnezeu. Doamne. Și strategiile acestea se repetau. Se recurgea la el. Mergem acum la un discurs, la o comunicare despre teatrul Ion Druță. Eu am asistat la o discutare a tezii doamnei
Ana Ghiulaș, teza ei de doctorat, sau vă gârbiți, maestre, dacă vă gârbiți, vă dau dumneavoastră, nu? A, bine. Câteva cuvinte despre această lucrare, ea a fost și a apărut și sub formă de carte. E vorba de teatralitatea discursului artistic al lui Ondruță. Se citează în această lucrare, în capitolul Teatrului Druță în viziunea critică din Moldova, ceea ce am afirmat despre specificitatea viziunii și noutatea artistică a primului text dramaturgic al scriitorului Casa Mare. Spațiu sacru în care sufletul păstrează o ordine etică și se raportează intim la lumea de afară și poetica autorului în aspirație ei spre durabil și concentrare se alimentează din reprezentările mitice populare din substratul creștin autohton. Mi-am permis să citesc din istoria deschisă din care a citat și colegul Ion Hădârcă. Ion Druță căuta în augusta umbră teoretică a lui Mircea Eliade, eu l-am citat și pe Rudolf Otto, să ne convingă că, și aici citez exact din Mircea Eliade, experiența sacrului este indisolubil legată de efortul făcut de om pentru a construi o lume care să aibă o semnificație. Sacru ne dă o semnificație a lumii și ne dă certitudinea că în lume este ordine, care trebuie să ne supunem. Doamna Ana Ghiulaș, vă rugăm să veniți cu comunicarea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă felicitări și domnul Căci voi și domnul Mânduță pentru această posibilitate de a ne întâlni astăzi și de a ne întâlni de mai multe ori pentru că vorbim de lirism și Biblia ca text general uman, vorbim despre teatru și frunze de dor și oricum ne întâlnim cu ceea ce se numește individualitatea creatoare a unui autor. La ceea ce menționez acum câteva aspecte e modul de gândire teatral al lui Ondruță, care se manifestă atât în proză, în textul dramaturgic evident și observăm acum pe scenele Teatrului Național Mihai Eminescu cum se realizează și Casa Mare și Frunze de Dor, deci și o operă dramatică și o operă epică în viziunea lui Alexandru Kozub. Nu mai zic de ceea ce au vorbit colegii mei, profesorii, că această viziune a lui Ondruță de fapt demonstrează legătura nespusă cu ritul și ritualurile. Din aceste considerente voi evidenția câteva aspecte care se referă la elementele protoscenice și preteatrale în creația lui Ondruță, ca apoi să evidențiez ce a adus Druță în dramaturgie la nivelul structurii textului. Elementele protoscenice în canavaua discursului dramaturgic al contemporanului nostru, Ion Druță, se împletesc cu cele religioase, creștine și folclorice, chiar în primul său text dramaturgic, Casa Mare, acolo e și corul, e și rugăciunea, e și ritualul ceruirii pragului, ca și în proza sa,
formă structurată evoluând și prin mijlocirea intermedialității, cu idei actuale vizând conceptul de memorie culturală, memoria locului, memoria formelor. Când ritualul pierde contactul direct cu viața, el devine reprezentație teatral spectaculară. Regizorul polonez și autorul antropologiei teatrale Jerzy Grotowski specifică faptul că ritualul decăzut, degenerat, este spectacol. De la ritual, joc, la carnaval, pe teatru, s-ar constitui protostructura spectacolului teatrului, o viziune dramaturgică druțiană a trecerii de la ritual la spectacol este textul Căderea Romei. Deosebirea constă că în faptul că există împărțirea în actor și spectator la spectacol, la teatru, iar ca un spațiu timp deosebit de cel al ritualului, carnavalului, în ritual era noi, în teatru apare eu, actorul, spațiul timp al actorului și spațiul timp al spectatorului. Dacă am vorbit de discursul dramaturgic Căderea Romei, numit de autor poem istoric, relevă foarte bine întâlnirea timpurilor, a epocilor, a conceptelor ideologice, toate unite prin ideea persistenței sufletului curat al omului. Se întâlnește așadar ritualul sărbătoririi Lupercaliilor din lumea zeilor lumii antice, cu apariția primilor lăstari de credință creștină, respectiv de ceremonii și forme ale unei asemenea ideologii, dar și cu timpul scrierii lucrării, sfârșitul secolului al XX-lea, anul 1995, și cu timpul actual al secolului 21, al receptării textului. Aceste și alte lucrări ale autorului sunt abordate în lumina unor paradigme contemporane, astfel că un loc important îl are modul de gândire intermedial al autorului. În ceea ce privește elementele protoscenice, am observat că se manifestă corul, mesagerul, rugăciunea și din aceste considerente voi vorbi câteva aspecte. Ritul și ritualul e mai bine realizat în Căderea Romei, iar în Păsările Tinereții Noastre avem un procedeu numit Teatru în Teatru, Iertarea Miresei, la care ați jucat. Iertarea Miresei se numește Iertăciunea Miresei și aici constituie un aspect al ritualului nupțial. Aici ne referim și la Arnold Van Genève și la Victor Turner, vorbim despre liminalitate și ritual. Și aici îmbrăcarea miresei, iertăciunea și legătoarea, toate celelalte sunt evidențiate în spectacol și în spectacolul de la Teatrul Luceafărul, în regia lui Sandrion Șcurea, unde a jucat și actorul director artistic al teatrului Mihai Eminescu, domnul Hadârcă. Și în viziunea lui Ion Ungureanu, din 1972, la Moscova, Teatru Academic Mic de Moscova, Armate, și în 1974, un film spectacol. Iată, aceste două spectacole se evidențiază foarte clar cum elementul acesta ritualic trece în cei ce la noi de acum teatrul folcloric și teatrul folcloric, dar doar că aici se observă foarte bine și viziunea scenografică și timpurile când a fost montat un spectacol și altul, și faptul că aici, la Teatrul Luceafărul, era evidențiat foarte clar aspectul etnic, identitar, așa cum a vorbit dumneavoastră astăzi, identitar, să ne dăm seama cine suntem și ce putem face în situația din anii 80, iar la Ion Ungureanu, deci la Teatrul montat la Moscova, spectacolul montat la Moscova, foarte bine se manifestă această scenă, chiar și prin toate didascaliile care descrie această scenă, este realizată scenic. Și aici, de acolo, e foarte bine evidențiat și cânt și balada lui Ciprian Porumbescu pe fundalul ei și rolul scenografiei realizat de Valentina Rusu Ciobanu. Și din aceste considerente, elementul acesta protoscenic în gândirea artistică a lui Druță se manifestă nu doar în textul dramaturgic și este preluat și
amplificat cu semnificații largi de către scenografi, regizori, actori și așa mai departe, dar și în alte texte, texte epice. Și în continuare, că știu că trebuie să termină la ora 1, de ce mă grăbesc. Un exemplu, un alt element protoșenic este masca, care tot vine din ritual, care știți, Dionisos și de toate celelalte momente, aspecte, și apoi e trecut în carnaval și rămânând apoi topusul lumea ca teatru, lumea ca spectacol sau carnavalul lumii. Masca la Ion Druță observăm în primul rând ca mască a trăsătului, a felului de a fi al omului, a trăsătului de caracter al omului. Un exemplu element este personajul Badea Cireș din novela Bătrâneții haine grele, doar că în ultima variantă Druță așa și-a numit-o, Badea Cireș. Apropo de rescriere, ultima variantă a numit-o Badea Cireș. Aici e prezentat în trei ipostaze, trei măști, prin stările lui de spirit autentice, fiecare cu masca ei. Badea Cireș glumețul, Badea Cireș vierul, Badea Cireș cap de familie. Nu o să dau citire ca să exemplific, doar numai ultimul exemplu, atunci când vine Chechelit și ia la ceartă soția, cum descrie Druță, cum pășește pragul casei, devine vașnic, de parcă numai ce a semnat un decret prezidențial. Iarăși e variantă revăzută. Dar totuși e nevoie să scoată o vorbă, o spune rar, dacă totuși e nevoie să scoată o vorbă, o spune rar și încet, de parcă n-ar sta el de vorbă cu baba, ci o epocă i-ar vorbi unei clipe. Chiar citatul. În drama Doina, masca se manifestă sub alt aspect. Este vorba de dublarea omului, deci de masca, ceea ce în psihanaliză persoana și anima. Deci necesară omului de a fi altul în condiții sociale, morale diferite și de a se închide în sine și de a-și refula anumite stări, emoții ale sale personale. Deci e vorba de personajul, de protagonistul Tudor Mocanu, care pendulează între, de dublare foarte bine se evidențiază și pendulează între cel care atunci când ascultă cânticul Doinei îi se pare că intră în altă lume și atmosfera creată în textul dramaturgic este foarte bine realizată spre deosebire de spectacole în care nu prea am privit spectacole, a fost unul la Maiakovski, Teatru Maiakovski și altul colegii noștri în 1979 de la Teatrul Popular Flacăra de la Casa de Cultură a Universității de Stat de Moldova au prezentat pentru prima dată pentru noi textul, piesa pe scenă, Doina, în regia lui Vasile Căpățină. Tudor Mocanu l-a jucat studentul, actualul dramaturg Cheianu și alții, Constantin Cheianu și alții colegi de la biologie, de la alte facultăți. De ce am spectacolul montat aici, la teatrul, la Casa de Cultură a Universității, a fost pentru noi o deschidere, pentru că noi, studenții din anii 78-79, noi nu puteam să citim textele pentru că erau scrise în limba rusă și nu erau publicate la noi. Știam de Sietele, Semănătorii de Zăpadă, prima variantă, și a fost montată la teatrul Maiakovski, dar finalul, dacă nu se înțelege sensul ce presupune Doina ca stare și ca cea care ne caracterizează pe noi ca entitate națională, sigur că mai puțin a înțeles specificul acestui personaj Veta. Și în final, Druță Piur m-a reluat, a retras dreptul de spectacol. În final, toată familia îi ajută Vetei să aleagă fasole. Deci aici a fost cea mai mare descoperire a noastră și nu mai putem să spun cuvântul acesta de mare, deci de catarsis, atunci când am privit spectacolul, că i-au felicitat și actorii de la Teatrul Luceafărul, care apoi au montat, dar nu aici, Sandri Ion Șcurea a montat Doina în Riga,
în Vilnius, numai nu aici, ca și Ion Ungurean, apropo. Rugăciunea, un alt element protoscenic este rugăciunea. Deci aici mă refer la ceea ce s-a vorbit de acum. De cele mai multe ori, la Druță, rugăciunea are un rol foarte important aproape în toate textele, începând cu primul text, Casa Mare. Acolo Moș Ion citește din Psaltire, o carte veche, așa scrie acolo, pentru că nu trebuia să fie Psaltirea, și vine, când privim spectacolul, vine elementul acesta ce se numește denegare. Deci noi, ca spectatori, privim spectacolul, dar ne dăm seama că asta e oricum, nu e realitate. Și eu acum mă simt așa, într-un fel de atitudine critică față de cele ce se întâmplă. Alte ori, din potrivă, trăim împreună cu actorul, cu tot ceea ce se întâmplă în scenă. Pentru noi atmosfera înseamnă foarte mult, așa cum e, de exemplu, valsul pe care îl dansează în Frunze de Dor Corina Rotaru și cu actorul Pleșca. Deci valsul acesta a însemnat pentru noi amintirea copilăriei și a tinereții și toate celelalte. Deci, când e vorba de rugăciune, la Druță sunt diferite tipuri. Rugăciunea spusă în sine, rugăciunea colectivă, rugăciunea neoisihastă, rolul foarte important al lui Paisie Velicicovski. Și atât, elementele acestea mai puțin sunt realizate scenic și în genere, în spectacole, starea de rugăciune este mai puțin realizată. Doar aici, în teatrul mă refer la teatrul nou, spectacolul nostru, deci Casa Mare la Teatrul Național Mihai Eminescu. Sigur că cine privește cum sunt îmbrăcate și care este rolul corului, cele trei vecine, care e corul din antichitate, da? Venit aici. Sau ascultă cuvintele psalmului despre omul ajuns la zile grele, pe care citește personajul lui Moș Ion. Și atunci noi suntem și asta e primul plan e Moș Ion, dacă ați observat, al doilea plan sunt cele trei vecine și ultimul plan, de parte și de alta, stau cei doi despre care se spune, dar mai ales Vasiluța, aproape în semi-întuneric, despre care sunt cuvintele acestui psalm. Deci, iată, elementele acestea mi se pare că ele introduc foarte multă atmosferă, stare, într-un text epic, într-un text dramaturgic și, de aici, rolul didascalilor. Dacă e, știu că vă grăbiți să aveți susținerea tezei, deci eu pot doar să menționez corul și mesagerul. Corul în ceea ce cunoaștem din antichitate, ce prezenta corul în ritualuri, dar cum este preluat și devine element al tehnice dramatice în teatrul antic și apoi în teatrele până la etapa contemporană. Doar că el își schimbă forma, semnificațiile în funcție de autor, de timpul în care scrie autorul, evident și de talentul lui, de viziunea lui artistică și teatrală. Numai o propoziție, că știu că se grăbește domnul academician care susținerea tezii. Druță a adus un rol foarte important, așa cum s-a menționat astăzi, și în dezvoltarea dramaturgiei, mai ales prin faptul că tot ce s-a spus astăzi și despre lirism, și despre simbol, metaforă, detaliu artistic, el tot este, toate aceste elemente ale viziunii sale artistice se păstrează în didascalii. Și la el didascaliile, ca la Cehov, ca la Strindberg, altfel, sunt foarte mari, foarte ample și ele creează de cele mai multe ori atmosfera care urmează în text. Sau îi dau posibilitatea regizorului, scenografului, nu mai zic de actor, să se pătrundă de atmosfera care ar trebui să fie sau care ar trebui să fie realizată dacă e vorba de spectacol. Noi, cititorii, Patrice Pavi, francezul, teatrolog francez, spune că suntem lectactori. Adică noi, lecturând, urmărim
fiecare textul dramatic, dramaturgic lecturând, noi suntem puși și în situația de a fi și în rolul regizorului, și în rolul personajului, și în rolul autorialității din didascalie și noi, fără să vrem, prin imaginația noastră, îi trecem pe tot și avem și rolul acesta de lector, dar și de actor. Vă mulțumesc pentru atenție, îl felicit pe domnul academician Ion Druță, pentru faptul că am avut posibilitatea să discut cu dumnealui, că am avut posibilitatea și am posibilitatea să am una din aceste cărți care se numește Daciada, Balada Arhetipală, și că am avut și că am încă posibilitatea să citesc, să revăd, să redactez unele momente, aspecte despre care am scris mai înainte, să ne regăsim în noi ceea ce este textul druțian. Domnul academician Mihai Cimpoi, vă mulțumesc pentru invitație și da, pentru faptul da. Că noi vă mulțumim și cred că ne-ați convins că Druță este totuși teatral, mai cu seamă prin aceste forme, așa cred eu. Am fost și eu așa intermediar critic dramatic, mai mult de nevoie, dar am rămas un om care iubesc teatru și care înțeleg că dramaturgia are legile ei și că Druță a adus o altă viziune, știți, eu am participat la fost prezent la o montare a luminii lui Andrei Lupan la Teatrul Luceafă. Vă dați seama diferența dintre lumina lui Andrei Lupan și Casa Mare lui Ion Druță și celelalte. Dar regizorul era Ilie Todorov și el a găsit o soluție regizorală așa în felul lui, știți, că el mergea pe comic și căuta în timpul spectacolului care avea text puțin acolo, dar toată soluția lui regizorală consta în căutare de dușmani de clasă în sală, de spioni. Eu stăteam alături de Andrei Lupan în sală și mă luminau și pe mine. Eu eram și eu dușman de clasă și nimerea și Andrei Lupan, bineînțeles. Lanterne așa foarte puternice. Și în felul ăsta, probabil erau regizorii obligați să monteze dramaturgie autohtonă, cum se spune, națională, dar știți că a fost și un fenomen și deci cercetătorii noștri au vorbit că în dramaturgie au venit poeții, au venit prozatorii, adică care trebuiau să se conformeze legilor dramaturgiei. Până la urmă s-au conformat sau nu s-au conformat. Acum rog pe maestru Petru Hadârcă să ne vorbească despre contactul cu dramaturgia lui Druță. Și aici am aflat de la doamna Ghilaș că l-a jucat pe Păbălache, nu la Teatrul Național, dar la Teatrul Luceafărul, așa? Nu. La Teatrul Luceafărul l-am jucat pe Gabulic în Păsările Tinereții. La Teatrul Național l-am jucat pe Păbălache. Stimate domnule președinte al Academiei, domnule Ion Tichineanu, stimate domnule academician Mihai Cimpoi, dați-mi voie să vă spun și eu cu ocazia zilei de naștere de ieri, la mulți ani și dumneavoastră, stimați academicieni, stimați scriitori, oameni ai scrisului și ai științii, sunt într-un fel emoționat să fiu aici în pereții și domnul Mihai Druț cu admirație pentru comunicările care chiar le-am avut, dialogurile la capitolul montările pieselor pe scena Teatrului Național. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat la acest eveniment. Sigur că Ion Druț
Pentru noi toți cuprinde un secol de teatru, un secol de istorie, un secol, un destin, o operă legendară. Cred că fiecare din noi, cei care ne-am născut și ne-am format în secolul trecut, în momentul în care suntem puși în situația de a vorbi sau de a face un studiu, o cercetare a operii druțienii, trebuie să delimităm, așa am făcut-o și eu, să fim conștienți de relația subiectivă, de acea poveste foarte personală pe care am trăit-o de-a lungul timpului, cu textele sau în ultima perioadă de atitudinea noastră față de poziția sa civică, care s-a schimbat și ea pe parcurs. De aceea vreau să recunosc că poziția politică a lui Ion Druță din ultimii ani, pe mine personal, într-o oarecare măsură, m-au dezamăgit. Dar trebuie să fiu obiectiv și să judec la rece faptele ce țin de istoria teatrului. Pentru mine există un Druță cu care am crescut ca elev și care m-a marcat ulterior în diverse perioade ale vieții mele personale. Atunci când am avut roluri, când am jucat și student fiind la Moscova, în schițele lui Ion Druță, pe care ne încântau și făceam și serate de creații la institut. Am avut norocul să fiu prezent la Teatrul Armatei, la toate repetițiile pe care le conducea profesorul meu, Ion Ungureanu, când repeta cu Ledogoro, cu Pastuhov, Sfânta Sfintelor. Am avut norocul în anul 1988, când către Uniunea Teatrală am fost delegat să fiu responsabil la Florar, când s-a organizat Druțiana, să întâmpin Teatrul Național din Iași la Albița și să-i conduc la Chișinău cu Dionisie Vid, cu toți, că am stat și la cămin, că atunci nu prea se găseau și eram și eu tânăr actor, la două lăzi de căpșune, dar după spectacol. Și am avut atunci un pic dezamăgire, nu numai eu, la acea prestație scenică de la operă, care nu era Sfânta Sfintelor, era frumos și sfânt. Și a fost, dacă vă aduceți aminte, chiar țin minte la o comunicare și Ion Druță, tot, dar diplomatic nu s-a supărat atunci, pentru că colegii noștri de la Iași nu au venit cu Druță în original, au venit cu Druță, o traducere din limba franceză. Și pentru noi suna cam straniu momentul ăsta. De aceea vă spun că pentru mine, sigur că există un Druță care a făcut istorie nu numai în literatură, dar în teatru și în special pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. Chiar dacă ați vorbit de Păsările Tinereții noastre, montat atunci în 73 de Valeriu Cupcea, după ce montase cu un an mai înainte în nu mai țin minte orașul exact din Rusia, și Druță a fost deschis ca să fie montat Păsările Tinereții noastre pe scena Teatrului Academic, atunci actualul Mihai Eminescu, și n-a dat liber unde verde să fie montat la Luceafăr. Și actorii au furat noaptea, Pavel Sabin, au furat noaptea textul și au montat pe ascuns acel spectacol în care l-am jucat pe Gabulică și având niște parteneri deosebiți chiar cu Valentina Izbeșiuc. Iar pe scena Teatrului Național, Druță a venit în 1962. Iarăși, cu Casa Mare, care mai întâi de toate a fost montată la Teatrul Armatei din Moscova.
aici nu era acceptat. Conjunctura politică, deci organele de partid, au impus teatru ca să monteze Gerlach Casa Mare. Și, da, al 14-lea. Și chiar atunci Gerlach a spus, i-a spus, public a spus că Druță nu este al Teatrului Național și nici Teatrul Național nu aparține lui Druță. Așa că Casa Mare, piesa Casa Mare pe scena Teatrului Național a avut trei montări. Anul 1962, în regia lui Victor Gerlach cu Domnica Darienko și Alexandru Morarenko, în rolurile titulare, Vasiliuța și Pavelache. A doua montare a fost în anul 1991 de regizoarea Nicoleta Toia, cu Viorica Chircă în rol titular și cu subsemnatul în rolul lui Păvălache, care numai eu știu câte farfurii stricate am primit în cap atunci pentru interpretare. Dar o să revin la el un pic mai târziu cu o comunicare. După care, acum actual se joacă și mă bucur că se bucură de succes, a treia montare pe scena Teatrului Național, Casa Mare, în regia lui Alexandru Kozup, montat în 2016, cu Margareta Pinta în rolul Vasiluții, cu Victor Nofet în rolul lui Păvălache, iar mai actual cu tânărul actor Igor Babiac. Păsările tinereții a fost montat în 1973 de Valeriu Cupcea și scenografia a fost făcută de Șubin. Iar în 1982, Sandra Ion Șcurea, pe scena teatrului nostru, a montat Doina. Și acum țin minte cu emoții când am văzut acel spectacol, acel decor de Ioan Puiu cu naiurile și când Constanța Târțeu alegea fasole. Care sunt momente cutremurătoare care, într-adevăr, la piesele lui Druță, ca și la Dramaturgia Națională, la Matkovski, se rupeau ușile și a făcut istorie și în anii, în perioada Renașterii Naționale. La Teatrul Luceafăru atunci am jucat și Horia. Iar recent, chiar ieri, Teatrul Național l-am sărbătorit pe Ion Druță, la cei 95 de ani, cu o mic discurs înainte de spectacolul Frunze de Dor și mă bucur, chiar mă bucur, surprins plăcut, că spectatorii vin și este un spectacol de casă care se vinde cu mult timp înainte, cu o lună înainte. Înainte de a vorbi despre experiența mea cu rolul lui Păvălache și montarea din anul 1991, aș vrea să-l rog pe domnul Braniș de să pună o mică secvență dintr-un film pe care l-am realizat, o scenă a memoriei, pe scena teatrului, o istorie a Teatrului Național, o secvență despre Druță pe scena Teatrului Național. Eu cred că repertoriul unui teatru se ține pe marea dramaturgie shakespeariană, dar și pe dramaturgie originală. Druță a deschis această colaborare cu autorii dramatici autohtoni, cum se spune astăzi, adică cu autorii naționali. Inițial, autoritățile locale au refuzat montarea piesei lui Ion Druță, Casa Mare. Cu Teatrul Național avem o istorie destul de complicată, pentru că, după câte știți, Casa Mare la început a fost categorie respinsă la Chișinău, că, mă rog, este o revoltă. În 1962, Casa Mare afirma în public dreptul omului de a-și iubi familia și dreptul de a avea o casă. Se întâmpla atunci când cei deportați se întorceau din Siberia, iar casele lor erau ocupate de alții. Dar a fost Domnica Darienko în rolul principal și a fost o mare actriță.
Vasiluța ne-a fost aproape prin momentul, prin cazul că după război am rămas și eu cu un copil fără tată. Și Mătușăruța și Vasiluța rămân pentru mine ca un cântec, ca o periniță, ca o mare înțelepciune populară. Actrița s-a identificat cu cele două personaje druțiene, care au întruchipat valorile etice și identitare ale românilor de la Est de Prut, în pofida interdicțiilor și persecuțiilor sovietice. Domnica Darienco era naturală, știți, avea o naturalețe. Era o bunătate sufletească adâncă în domnica Darienco. De la ea iradia lumină. În 1973, Păsările Tinereții Noastre venea cu un mesaj de reconciliere între generații, de iertare reciprocă între cei care au fost numiți dușmani ai poporului și încă mai purtau acest stigmat, și cei care au susținut noul regim și erau complici cu noua putere. Doamne Dumnezeule, ce întorsătură frumoasă de vorbă! Să cinstești un pahar la marginea prăpastii, să-l cinstești cu închinare atât de frumoasă. E fie, mătușică, să ne trăiască păsările tinereții noastre. Deci o să mă opresc un pic la Casa Mare din anul 1991, montată de Nicoleta Toia, în scenografia lui Vasile Rotaru, scenograf atunci tot de la București, iar coloana sonoră a fost semnată de Sofia Vicoveanca și de Nicolae Budgros. Deci în 1991 teatrul trecea printr-o cumplit impas. Piesa Casa Mare a fost aleasă de conducerea artistică în speranța că prin ea va reconcilia spiritele, căci prin purta trena legendară a unei opere interzise și mult îndrăgită în anii 60. În spațiul sovietic, textul era recunoscut drept primul text valoros contemporan de dramaturgie națională, numit moldovenească, dar scris în limba lui Eminescu. A fost invitată din România regizoarea Nicoleta Toia, care își câștigase autoritatea printre oamenii de teatru de la noi după vizionarea spectacolului Un tramvai numit Dorință de Tennessee Williams, montat la Iași, când au venit pentru prima dată cei care își amintesc. În rolurile titulare era Carmen Tănase și actualul Prințul Duda. Nicoleta Toia ne trata atunci cu mult respect și mai avea și o inimă mare deschisă pentru noi. Această coproducție reprezenta un pas de sincronizare și integrare în spațiul cultural românesc. Realizarea acestui spectacol a revelat o serie de realități pe care nimeni nu le conștientizase în acel moment, și anume că marea diferență dintre cele două maluri ale Prutului nu era una lingvistică. Nu accentul rusesc al unora făcea diferența, ci universul simbolic, imaginile și fațadele. În instrumentele prin care au fost puse în aplicare erau diferite. În România, regimul utilizase abuziv folclorul pentru a impune un comunism de factură naționalistă. Cântecile populare răsunau la toate evenimentele oficiale, la cântarea României. În anul 1991, peste Prut, folclorul era perceput ca un instrument de paradă al odiosului regim ceaușist. Iar în Republica Moldova, din potrivă, noi după 45 de ani de persecuții, hârțuieli și limitări, folclorul în sfârșit putea fi scos în toată bogăția și splendoarea lui în spațiu public, în luminile rampii. În anii 90, Chișinău își lua revanșa pentru anii de interdicții, sărbătorindu-l cu fas și cu sinceră bucurie pe Ion Druț, pe care toți îl venerau ca pe un zeu revenit acasă din exilul moscovit. Dar eu vreau să vă spun, că fac o paranteză, eu și acum simt
anumită frică din partea unor cântăreți care vin de peste Prut și interpretează. Experiența mea personală, anul ăsta când am regizat spectacolul de la 27 martie dedicat 105 ani de la unirea Basarabiei cu patria mamă, cu emoții și cu frică, Grigori Leșe m-a întrebat: dar pot să cânt Basarabie, plai cu soare, te-au călcat rușii în picioare? Zic, da, chiar vă rog, vă rog. Și sărmanul a avut în scenă așa mari emoții, că dacă vă uitați că este pe YouTube, el a reluat de două ori momentul ăsta. Iar pe ai noștri cântăreți care cântă și nu înțeleg substratul emotiv, mesajul al acestui cântec, cântă cu veselie drama unui popor dus în Siberia și, la nunți și râd de când. Doar aici este istoria dramatică, tragică a românilor bucoveneni duși în gulagurile siberiene. Același lucru l-am întâlnit și la alți cântăreți când chiar la Aurel Manolescu, bardul nostru exilat în Canada, emigrat în Canada, are un cântic Răzășească. Asta e Răzășească noastră din bătrâni și o cântau ai noștri. Dar au omis strofa când o cântăm din Putna până la Orhei, nu întreba de gloata veneticilor, cine în Moldova i-a poftit. Același lucru, eu am făcut o mică paralelă, experiența mea de regizor și de actor, iertat în fi paralela asta. Și în acel spirit, acestei efuziuni de bucurie a energiilor noastre identitare, era așteptat în anii 90 și spectacolul Casa Mare. De fapt, Chișinău aștepta ca regizorul să scoată din cămările memoriei o icoană și să o pună în scenă neatins. Nicoleta Toia, însă, ca orice artist, a încercat să o refacă, să o repicteze pentru a fi admirată deopotrivă pe ambele maluri ale Prutului. A început prin aceea că a renunțat la melodia Pereniții, pentru că aceasta se asocia în România de peste tot cu petrecerile nomenclaturii de partid și era cântecul de căpătâi al lui Nicolae Ceaușescu. Asta. Chișinău, spectatorii, m-am cercuit, criticii de teatru de la noi au perceput această eliminare ca pe o trădare, ca pe un atentat la valorile noastre sacre. Pentru noi, Perenița, după spectacolul Casa Mare din 62, avea sensuri sacre, ea nu mai era o melodie oarecare, ci se identifica cu puritatea valorilor noastre identitar-culturale, pentru care mulți pătemiseră prin Siberii, alții fuseseră hărțuiți acasă până în anii perestroicăi. Totuși, Nicoleta Toia a sperat că are o soluție fericită pentru această dilemă de percepție. A decis să mizeze pe alte opere folclorice de autentică valoare artistică, care sunt recunoscute ca atare pe ambele maluri ale Prutului, care nu erau compromise prin interpretări în cadrul festivităților comuniste oficiale, nici de o parte, nici de alta. Și atunci a fost invitat Sofia Vicoveanca și Nicolae Bodgros, care făcuse furor la Chișinău în 88, în primul turneu în 89. Și pentru a înregistra coloana sonoră. Aici chiar o să vă rog că spectacolul a avut un mare succes, chiar dacă a fost blamat și criticat, nu de toți, la Chișinău, în România a avut succes. Eu vă rog, momentul acela din început, unde-i titrele și Vicoveanca. Nu. Noi am avut un turneu organizat atunci în toată România, aproape o lună de zile și iată, început. Verde furunța-n nuc, să-mi cumpăr noroc din târgu,
acasă au prea mult și le vându. Ne-ai cântat cu și cântatul. Verde-i furunza-n nuc. Ia profiți în casă. Crangă. Iar vă rog, Doamne, cum mătră, care supărare. Ia ofteți, ia ședbe. Am îmbrăcat și eu. Drăguță căsuță, să nu mă râde lor. Drăguțu, Leniță, dacă treci, am să mă supăr. Mulțumesc. Sau am să mă supăr. Este spectacolul chiar atunci în turneu, invitați de conducerea TBR-ului și l-am filmat în studioul 2 de la București, care cu bucurie este pus și acum pe post la TBR Cultural și l-au făcut o surpriză, l-au făcut cu o pe asta pe care... Vă provoc. Deci atunci Nicoleta Toia a conceput Casa Mare ca pe un spațiu sacru și ea împărtășea ideea că veșnicia s-a născut la sat, dar pentru ea sacru era un spațiu intim în care Vasiluța își regăsește refugiu în fața tensiunilor din exterior, fie că sunt vecinile, gura satului, fie că sunt tradițiile noi impuse de autoritățile comuniste, ca un spațiu de izolare pentru rugăciune, iar muzica contribuia la această meditație în singurătate, în tainițele sufletești. Nicoleta Toia a renunțat la tot ce însemna fast și și spectacole de paradă organizate de autorități a elementelor folclorici. În spiritul modelului estetic, în varianta cinematografică, a revenit Amoromeților, realizat de Stere Gulea. În această cheie expresivă a încercat să construiască și spectacolul Casa Mare. De fapt, a mers împotriva valului pe toate palierile. Noi, cei de la Chișinău, ascunsesem prea mult comorile noastre culturale identitare în tainițele sufletului. Prea mult timp vorbisem despre ele, numai la bucătărie, în spațiul privat al familiei, al casei. Prea mult timp vorbisem și prezentasem timid în public. Noi ne săturasem să ne ascundem în chilioarele noastre. Venise atunci timpul să ieșim cu ele în văzul lumii. Și nu pur și simplu, dar cu tot ce era mai frumos și mai bogat. Pentru noi Casa Mare însemna o deschidere spre lume și o ieșire în văzul tuturor cu tot ce ne reprezenta mai frumos. Deci, înlocuirea pereniții a fost percepută ca un atentat la dreptul nostru abia cucerit în anul 1991. De a ne mândri cu bogățiile creații populare. Nimic n-a fost pe placul spectatorilor de la Chișinău și a oamenilor de teatru. Nicoleta Toia a repictat, de fapt, o icoană, pe când publicul o voia pe cea veche, așa cum a fost Hora Mare, însă, în interpretarea Sofiei Vicoveanco, era atât de frumoasă, dar nu răscolea fiorul de amintiri înodat cândva de perenița din 1962. Nici Păvălache nu era suficient de chipiș. Și nici Vasiluța nu avea haine suficient de bugate. L-am jucat atunci pe Păvălache, astăzi la 30 de ani distanță, rememorând lucrul la acel spectacol, îmi amintesc presiunea care domina în mediul actoricesc. Toți erau contrariați, oarecum de felul în care se făcuse distribuția, care nu corespundea cu modelul sacru existenț deja. Atunci era văzut un Păvălache, că era regretat Boris Becket, erau toți așa, un haiduc, ea a venit pe principiul emoțiilor și relațiilor sincere. Eram foarte tânăr, nu aveam în spate nici experiență, dar nici presiunea din partea generației care continua să aibă influență în teatru. Și totuși eram marcat de faptul că indicațiile Nicoletei Toia contraveneau modelului pe care îl aveam format din povestirile actorilor cu experiență. Probabil celor
care jucaseră în vechiul spectacol, le-a fost mult mai greu să accepte noua formulă regizorală. Cred că noi, ca actori, conștienți sau nu, ne-am opus viziunii propuse de Nicoleta Toia și am încercat să împăcăm cumva cele două tendințe interpretative diferite. Iar în final, personajele noastre nu au atins integritatea necesară pentru a fi credibile aici la Chișinău. Repet încă o dată, iar în România a avut un succes nemaipomenit acest spectacol. De fapt, asta a fost primul dialog constructiv de coproducție între teatru deja format în România și teatru crescut aici la Chișinău. În plus, oamenii aveau în memorie nu atât spectacolul din 62, cât emoțiile lor de atunci ecoulor. Oamenii nu mai țineau minte faptul că regizorul Victor Gerlach nu i-a plăcut textul, că inițial s-au opus chiar, fiind obligat să-l monteze împotriva voinții sale. Însă Dobnica Darienko, actrița care pe lângă talent și frumusețe emana bunătate funciară, după cum a caracterizat-o și domnul academician Mihai Țimpoi, și vorbea o limbă română într-un dulce grai moldovenesc, a reușit să-i imprime rolului și profunzime și pasiune și mai ales să lase tăcerea să vorbească pentru lucrurile și dorurile nenumite, despre care nu se putea vorbi, dar sensul cărora plutea oricum în sala de spectacole. Acele lucruri nenumite se identificaseră la chip cu Dobnica Darienko Vasiluța, iar la glas cu Perinița. În 1962, renunțarea Vasiluții la iubirea interzisă căpăta dimensiuni mitice, se asocia în percepția publică nu doar cu iubirea carnală, dar cu tot ce iubiseră până mai ieri și încă mai iubeau românii moldovenii de la Est de Prut, dar despre care nu se mai putea vorbi, nu mai putea fi arătat în văzul tuturor. Rămânea numai Perinița, melodia răscolitoare de suflet, cu toate dorurile nenumite în ea. Astfel, spectacolul Casa Mare, montat în 62 de Victor Gerlach, regizorul devotat ideologiei comuniste în varianța sa stalinistă, a devenit un simbol al dorului de identitate națională, un simbol al românismului. În 1991, interdicțiile au fost scoase. Perinița nu mai era o taină, nu mai era nevoie de tăcere, totul putea fi rostit. Dar atunci teatru trecea printr-o perioadă de conflict și la toate acestea se mai adăugau și ostilitățile din trupă, care uneori luau forme absurde. Chiar, recunosc, în ziua premierii, cineva a tăiat bucățele costumul Vasiluții, astfel Viorica Chircă a jucat în rochia sa de acasă premiera. Spectacolul s-a jucat pe scena teatrului Cehov și n-a dus acea împăcare și armonie așteptată în anul 91. Din potrivă, unii au scos din arsenal sperietoarea cu jandarmul român care v-a bătut cu biciu, iar acum în 91 v-a scos, v-a luat și Perinița. Prin asta, la asta am asistat atunci. Rochia a fost găsită, chiar vă recunosc, după spectacol sub scenă. Și totuși, acest spectacol a dus teatrului și o mare sărbătoare, un mare eveniment. Primul mare turneu al Teatrului Național în România după 34 de ani de izolare, datorită implicării Nicoletei Toia, care a bătut pe la ușile ministerilor din cele două guverne, noi, actorii Teatrului Național pe atunci studio, am făcut un tur al României și am jucat Casa Mare de Ondruță și Năpasta de Ile Caragiale în regia lui Florin Zanfirescu pe scenele din Piatra Neamț, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Arad, Pitești, Petroșani și București. După ce am jucat pe scena de la Cluj, țin minte și acum momentul că marele actor Dorel Vișan, văzându-l pe Viorica Chircă în rolul Vasiluții, i-a zis, abrobea, ce cauți tu aici? Tu ești actrița lui Ciulei, cu admirație de talentul și prestația artistică a teatrului, a spectacolului. Spectatorii și oamenii de teatru ne aplaudau și ne îmbrățișau cu mirare și admirație.
că după atâtea lipsuri, persecuții, noi ne-am păstrat totuși limba și dragostea pentru cultura română. Casa Mare de Ion Druță a fost una din icoanele care ne-au menținut speranța și a alimentat această rezistență și acest dor. Mulțumesc! Mai aveți răbdare 2 minute, secvența din spectacolul tot. Iată. Ia întoarce. Papalache! Luna! Te știut că te duci pe multă vreme, de ce nu ți-ai luat paltonul? Să-ți fi luat paltonul măcar! N-am știut pe cât mă duc. Și cam pe unde ai fost, băi? Am fost la Kiev. Ai fost la Kiev? L-ai văzut, Ion? L-am văzut. Mi-a dus ceva? Măcar 2 rânduri. Nimic. La Pavelache, tu n-ai fost la Kiev. Deci, Ionia, nu putea să ne-mi trimită măcar un cuvințel. Nimic. A ieșit pe poarta cazărmii. I-am întins mâna și el n-a primit-o. I-am dat bună ziua. Și nu mi-a răspuns. Am încercat să-i spun ce a fost și cum a fost, dar nu m-a ascultat, s-a apropiat și m-a scuipat în față. Și tu i-ai spus ce se cuvenea să-i fie spus? De-ar fi ieșit el singur din cazarmă, le spuneam eu pe toate. Dar asta e că n-a ieșit singur, erau 2. Cum adică erau 2? Cu dânsul mai era un soldat, tot așa de înalt smolit. A ieșit cu tatăl său căzut în război. Asta e drept. Soldații întotdeauna își pun viața unul pentru altul. Povălache, de ce ai tăcut? Că ai fost și tu soldat. De asta am și tăcut că am fost și eu soldat. Atunci am să mă duc eu singură la dânsul. Hai să te duci! Și adică de ce să nu mă duc? Pentru că într-un anumit fel ai fost și tu soldat. Uite, cu mătru, ce se face? Da. Să-l stochească de aici la dreptă ochi. Hei, dar mă tale, spune dacă ai fost acolo. Ei, dar nu a spus Păvălache, că nu a spus Păvălache, ia la. Și dacă nu vă fac carate imediat din casă, am să vă arăt și cum anume. Vasiluță, să știi că-i poznaș Păvălache ăsta. Hai să nu vă repezeți toate grămadă, să mergeți frumușel câte una și să nu veniți până nu voi pofti eu. Vasiluță, hrănește-le repede, ca ai să o pățești și tu. Hai! Al meu mă taie când îi flământ. De fapt, ar fi trebuit să-i ducem mai devreme acasă. Da, cu sănătate. Complet. Ține să ne vorbească. Care au loc la Academia de Știință, foarte frumoasă și foarte intensă. Felicitări domnului Apelician Cimpoi. Felicitări maestru Ion Druță. Și vreau să spun că participarea la acest colocviu este un prilej de satisfacție și, într-un fel, de emoții, pentru că atingerea de universul lui Ion Druță este, într-adevăr, un moment de revelație artistică, scrisul lui te copleșește. Și în aceasta eu văd sensul unei adevărate literaturi. Vreau să mulțumesc celor care au vorbit până la mine pentru că ne-au dezvăluit fațetele scrisului Drucean și ne-au evocat și unele momente personale din relația lor cu
scrisul lui Ion Druță. Eu vreau să, poate și să, într-un fel, să mă laud față de maestrul Petru Cadăr, că faptul că eu am avut privilegiul de a fi în, pare mi se, 76 la Moscova, atunci la Moscova, concomitent, pe scenile a șase teatre erau montate piesele lui Druță. Un fenomen absolut inedit în istoria acelei dramaturgii unionale, ca să zicem așa. Druță avea șase piese. Și am participat, fiind invitat de Ion Druță, la premiera spectacolului Frumos și Sfânt și am stat alături și am participat la discuții. A fost foarte frumos. Foarte frumos. Dincolo de aceasta vreau să spun că fațetele creației polivalente a lui Druță sunt multiple. Și publicistica este o fațetă despre care se vorbește mai puțin, așa din când în când. Azi totuși au răsunat unele fragmente. Eu am pregătit o mică comunicare despre această componentă a creației druțiene care nu poate fi neglijată și pentru mine universul lui Druț, creat Druț, este la fel meritoriu ca și al unor scriitori universali. De exemplu, Druț, prin ciutura lui, ne-a impus pe harta literară a lumii. La fel cum Gabriel García Márquez cu crearea acelui Macondo al lui, sau William Faulkner prin Iocna Patofa, ne-au impus pe harta literară a lumii această literatura noastră națională. Acum despre publicistică. Druță, într-o prefață la lucrarea lui Dumitru Radu Popescu, în 73, publicată în revista Inostranna Literatura, Duios Pășea Anastasia. Duios Anastasia trecea, da. A scris așa: cultura unui scriitor este determinată în primul rând de categoria și de nivelul problemelor pe care el însuși le pune în față. Iar abordarea unor astfel de probleme în anumite circunstanțe poate să producă, poate să se producă nu atât și nu doar prin recurgere la mijloace propriu-zise artistice, dar și utilizând potențialul unor forme de intervenție scriitoricească directă în realitate. Tocmai publicistica sau eseistica, fără a le contrapune, bineînțeles, romanul, novele sau textul poetic, oferă scriitorului posibilitatea manifestării prompte și hotărâte a propriei poziții în raport cu evenimentele, situațiile, fenomenele care declanșează într-un anumit moment frământările opiniei publice. Publicistica, cu acea operativitate care este caracteristică, plăzmuirea operelor artistice de proporții, reflectând și ele indubitabil în propria manieră frământările respective, necesită oricum o perioadă mai mare de timp, dispune de avantajul de a prezenta neîntârziat reacția scriitorului la problemele actualității, de a-i proiecta fără convenționalisme atitudinea, de a-i marca în definitiv implicarea reală în dezbaterea publică a chestiunilor de interes general. Reacție, atitudine, angajare și participare directă sunt, de fapt, noțiuni cheie care exprimă esența actului publicistic. Filonul publicistic în literatura noastră reprezintă o tradiție constantă și durabilă. Există o multitudine de mărturii și exemple confirmând netăgăduit acest lucru. În fond, de mersul propriu-zis publicistic, cu o intensitate evident diferită în fiecare caz, și în fiecare perioadă aparte, este nelipsit practic în experiența artistică a oricărui scriitor, marea majoritate dintre maestrii cuvântului artistic, conștientizând la diferite etape ale activității de creație necesitatea firească de a se include în mod deliberat în viața publică, de a spune propriul cuvânt în conjunctura social-politică a vremii. Sunt cunoscute în evoluția publicistii semnate de scriitorii autohtoni faze de o efervescență deosebită. Astfel, o filă aparte a procesului literar publicistic de la noi o constituie publicistica scriitoricească din anii 70-80 ai secolului al XX-lea, la care s-a referit și maestrul Ion Hadârcă. Avântul acesteia în anii primărgători lansării perestroicăi a reprezentat un fenomen marcant al vieții spirituale,
condensând contribuția substanțială a intelectualității la trezirea conștiinței sociale și efortul scriitorilor recunoscuți lideri de opinie orientați spre eliberarea energiei civice a maselor. Tot mai insistent și tot mai incisiv, deși încă fără a fi permis atacul deschis asupra intangibililor pe atunci baze ale regimului, publicistica scriitorițească în acei ani a imprimat un conținut nou, idei de atitudine civică. A sensibilizat opinia publică în legătură cu diverse probleme stringente ale actualității, pregătind cu adevărat terenul transformărilor radicale care n-au întârziat să se impună. Scrierile publicistice au fost deci și ele o expresie a angajării, a unei lupte, evident, nu politice deschise, ceea ce era practic imposibil pentru condițiile perioadei istorice respective, ci ale unei lupte realizate prin aluzii și desfășurate mai mult pe terenul promovării anumitor valori care erau neglijate în cadrul regimului existent. Pentru prima dată, într-o secvență de timp îndelungată, venea timpul când opinia scriitorului exprimată în paginile presei putea să nu coincidă cu punctul de vedere acceptat de oficialități, adoptând de multe ori modalitatea unui discurs direct, pătrunzător și emoționant, lucrările publicistice ale scriitorilor moldoveni, deseori publicate întâi în așa zisă presă centrală la Moscova, s-au înscris firesc în acest context palpitant. De remarcat în acest sens, aportul meritoriu al scriitorilor moldoveni, mai ales al lui Ion Druță, dar și al lui Liviu Damian, Gheorghe Malarciuc, Dumitru Matkovski, dispersate, risipite prin publicații de vreme, astfel de intervenții scriitoricești, în ansamblul lor, au contribuit la ridicarea temperaturii stării de spirit în societate și au avut semnificația primilor pași pentru constituirea unui veritabil spațiu public. Primele manifestări ale atitudinii critice față de putere, față de politica regimului, impulsurile consecvente transmise societății pentru configurarea viitorii mișcări civice de masă, se datorează în măsura hotărătoare cercurilor intelectualității, în special scriitorilor. Comentând acest fenomen tipic pentru țările postcomuniste, experții au concluzionat. Este cert, tocmai masele au ieșit în stradă în toate țările Europei de Est, determinând căderea vechilor guvernanți. Dar politica revoluției nu a fost acțiunea nici a muncitorilor și nici a țăranilor. Ea a fost opera intelectualilor. Dramaturgul Václav Havel, istoricul Bronislav Geremek, publicistul Tadeusz Mazowiecki, artistul plastic Barbel Bondley, muzicianul Kurt Masur și alții. Cu referire la realitățile Republicii Moldova, un astfel de șer de nume ar putea include categoric și numele de rezonanță ale literaturii moldovenești. Publicistica s-a înscris în mod firesc în contextul timpului, marcând implicarea intelectualității a scriitorilor din Republica Moldova în procesul de revendicare a principiilor politico-sociale noi. Publicarea în presă în această perioadă a unor lucrări scriitoricești pătruse de mesajul contestatar, de sentimentul responsabilității pentru destinul țării și al poporului, a scrisorilor semnat de grupuri de intelectuali în sprijinul ideilor noi, mitingurile de solidaritate culminate cu Marea Adunare Națională, au consemnat un semnal al descătușării și un reveniment spre o dezbatere democratică de idei și spre o participare activă a cetățenilor în viața publică. A venit timpul, îl citesc pe Druță, necesității adevărurilor spuse pe față. Din același memorabil eseu la care astăzi s-a făcut referință, Pământul, apa și virgulile. Druță a configurat într-un mod concentrat sloganul timpului. Prin aceasta, dar și prin alte lucrări publicate în primii ani ai tranziției, Druță a făcut publice gândurile amare și dramatismul este prezent în opera sa mereu, dar absolut necesare despre Pământul bântuit de catastrofa ecologică, dar mai ales despre istoria și spiritualitatea neamului. Exprimând mesajul durerii generat de realitățile triste, eseul dezvăluia reprezentările noi cu privire la trecut și prezent, fundamenta sentimente de adânc îngrijorare provocate de reticențele și de naturările care afectau istoria și realitatea. Din evidențierea rădăcinilor fenomenelor reprobabile ce trebuie extirpate, din stimularea gândului cu privire la imperativul schimbării, a luptei cu psihologia favoristul impostorii ai timpului, rezultau în fond direcția și spiritul transformator al epocii noi care demara.
Denumirea lui Druță este legată, de fapt, și apariția primei publicații alternative din Republică, ziarul Glasul, lansat în martie 89 de un grup de intelectuali moldoveni sprijiniți de scriitor. Exemplul publicistii lui Druță este unul relevant. De fapt, publicistica în evoluția sa datorează multe lui Druță. De-a lungul deceniilor, secundând creația artistică, scrierile sale inserate în pagini presei au reprezentat o dovadă a marelui potențial de care dispune abordarea publicistică a realității. În publicistica vremii, Ion Druță s-a impus prin viziuni generalizatoare, clarificând caracteristicile esențiale ale acestui gen de creație, prin conceptualizarea și afirmarea în calitate de eroi ai scriilor publicistice a omului simplu, purtător de valori primordiale, neperisabile, prin promovarea neostenită a sentimentului demnității umane, prin expresivitatea dezvăluirii lirice a frumuseții patriei, prin abordarea problematicii sociale de o largă respirație. De-a lungul anilor, scriitorul a căutat să rămână fidel principiului declarat, a scrie despre și pentru acest pământ. Chiar dacă multe scrieri publicistice din perioada la care ne referim au fost publicate în virtutea circumstanțelor la Moscova, oricum Moldova și oamenii ei continuau să fie pentru Druță sursa de inspirație și principalul subiect care îi consacra talentul său. De fapt, deloc întâmplătare apare alegerea titlului uneia dintre primele publicații ale scriitorului în presa moscovită, Iubirea noastră cea din tâi, Iubirea cea din urmă, apărut în anul 60, care încorpora deja însemnele întregii sale creații publicistice ulterioare. Relatarea afectivă, întresăsută cu reflexii filozofice generalizatoare, valorificare și definire nu atât a spațiului fizic descris, cât mai cu seamă a orizontului spiritual al plaiului. Dezvăluind aici sumar cum ești firesc pentru lucrări de acest gen, deținul plaiului natal, Druță, urmărindu-și făgașul stilistic preferat, făcea constatări nuanțate, spiritului căruia le va rămâne fidel și în continuare. Efortul nestăvilit de pătrundere a sensului existenței umane este prezent în publicistica lui Druță, la fel de pronunțat ca și în proza sa artistică. De fapt, nu apare nici o dificultate în stabilirea anumitor corespondențe între lucrările sale artistice și cele publicistice. Este suficientă o simplă parcurgere a textelor care, deși fiecare au finalitate diferită, denotă aceeași irepetabil druțiană viziune și potrivirea cuvintelor. Iată, pământul a fost deopotrivă necazul nostru și fericirea noastră. El știa să liseze în anii de secetă despre recoltele frumoase. Așa scria în această bucată de publicistică care se numea Iubirea noastră, cea din tâi, Iubirea cea din urmă. Și iată, poate fi observată și aici continuarea exprimării în alt format a aceluiași conglomerat de idei, sentimente și gânduri, ca și în proza sa artistică. O singură chiar exemplificare raportată la secvența citată se pare că ar putea fi concludentă în acest sens. Fragmentul cu valoare antologică din Frunze de Dor. Pământul l-a înzestrat pe om cu înțelepciunea tehnii, iar cerul i-a dat harul bucuriilor. E cea mai sfântă sărbătoare a sufletului, bucurie, și așa mai departe, încheie citatul, conștientizarea faptului că lucrul cel mai ademenitor și cel mai dificil în artă constă în capacitatea de a obține, ca pornind de la un colțișor de cer concret pe care îl cunoști, să ajungi a vedea cerul în integritatea lui, menține de-a lungul timpului pivotul operei druțiene, stabilindu-i obiectivele majore. Dezbaterea despre temelia și sensul vieții se configurează astfel într-un subiect magistral al creației lui Ion Druță, indiferent de modalitatea publicistică ori strict artistică de abordare a realității. Druță însuși a remarcat cândva, la baza oricărei opere artistice, conform spuselor matematicienilor, se află codificat un grăunte al informației. Există situații când această informație, îngemănată cu atitudinea autorului, se cere a fi transmisă într-un mod prompt și nemeditat. Tocmai aceste momente ale adevărului, titlul uneia din lucrările sale, generează apariția lucrărilor publicistice. Pentru Druță, publicistica a însemnat constant o posibilitate de a-și împărtăși mai întâi de toate senzația redescoperirii plaiului. Am aici referință la câteva scrieri publicistice. Melodiile Moldovei, Frunză verde și Secolul vitezilor cosmice, Plugarii la Chișinău.
un articol publicat în ziarul Комсомольская правда cu titlul «Хлебопашцы в Кишиневе». Un foarte semnificativ și profund eseu. Și altele, Vocea via poporului, Reflexii la ușa teatrului și așa mai departe. La timpul său, exegeții au remarcat faptul că prin caracteristicile esențiale, opera lui Druță este în total o expresie a rezistenței spirituale și morale în fața tot ce subminează, după cum a spus domnul academician Cimpoi, subminează naționalul, umanul, sacru. În egală măsură, această caracteristică poate fi aplicată și operei artistice și scrierilor publicistice ale lui Ion Druță. În plin consens cu principiul evocat în paginile presei imperativului hicăt nunt aici și acum, îi se supune orice autor care se ambiționează să pună la dispoziție contemporană un mijloc de perfectibilitate morală. Druță exploatează la maxim potențialul persuasiv propriu unui astfel de mijloc de perfectibilitate, cum este publicistica. Fidel principiul amintit în eseul Lumea lui Cehov. Citez. Oricât de microscopic ar fi schița, mesajul ei să ajungă întreg și rotund la cititor, scriitorul își vede misiunea în exprimarea și accentuarea unor adevăruri simple și totodată netrecătoare expuse de multe ori aforistic. Senzația căldurii și luminii trebuie să însoțească orice casă. Pâinea este indispensabilă în viața noastră, la fel ca și acum mii de ani și sub coaja e rumenit ca și înainte să ascund nu numai caloriile necesare pentru existența noastră, dar și hărnicia noastră, generozitatea noastră, viziunea noastră a lumii. Plaiul natal este acel colțișor de pământ care ne oferă nu doar pâinea cea de toate zilele, dar și hrana spirituală. Orice adevăr poate fi îmbrobodit cu o minciună și orice minciună poate fi logodit cu un adevăr. Țara se ține cu sfinții. Probabil n-ar fi o prea mare exagerare, spune că întreaga operă a lui Druță este, de fapt, susceptibil de a fi prezentată prin citate. Și am în acest text mai multe citate pe care îmi pare rău să nu le rostesc, dar sigur că mă reduc încă la câteva minute pentru a vorbi despre publicistica lui Druță. Este atestată, de fapt, predilecția lui Druță pentru abordarea deschisă a problemelor. Niciodată însă acest lucru nu se produce în mod forțat, rectiliniu, informat. Intonația publicisticii este una colocvială, iar specificul textelor rezidă tocmai în specificitatea constituirii lor de aliajă dintre elemente concrete și abstracte. Particularitățile generale, actuale și etern valabile. Individualitatea textelor publicistice druțiene o conferă pe lângă viziunea profund nuanțată personal, diversele procedee atât de preferate de scriitor, cum ar fi invocarea oponentului imaginar, trecerea insesizabilă de la eu la noi și invers, atașamentul pentru parabolă, mobilizarea întregului arsenal de mijloace expresive ale limbii. S-a remarcat de altfel, Druță ar risca să rămână un moralist dacă artistul din el n-ar fi atât de puternic. Problematica destinului omului de artă ocupă și ea un loc considerabil în publicistica lui Druță. Pot fi invocate în acest sens pătrunzătoarele intervenții ale autorului despre tentația absolutului, axate pe condiția artistului în societate. Și mă refer aici la Eminescu, poet național, la Umbra cuvântului, Lumea lui Cehov, Întoarcerea țărânii în pământ, Intuiția artistului și așa mai departe. Textele publicistice menționate demonstrează cum are loc pas cu pas inițierea cititorului în farmecul creației, cum se produce stabilirea anumitor legități. Tentativa de a defini o noțiune atât de semnificativă este cea de poet național, la care ne-am referit astăzi, este realizată în eseul Eminescu Poet Național. Se conturează aici tendința spre surprinderea esențialului, spre accentuarea unor trăsături definitorii ale fenomenului ca și în rândurile citate. Dacă ar fi să asemuim cuvântul cu un ostaș, iar limbile naționale cu niște armate, marii noștri poeți pot fi numiți comandanți care au organizat aceste oștiri, făcându-le active și bune de luptă. Eminescu a suflat o viață nouă întregii noastre limbi, a băgat-o în luptele cele mai crâncine și izbânzile pe care le-a depurtat această armată sub ocrămâirea lui rămân a fi cele mai mari izbânzele noastre. Pe semne asta o fi însemnat poet național. Și nu este lipsit de interes faptul că la concluzii similare în privința lui Eminescu ajunge și un alt scriitor, Ștefan Augustin Doinaș, care
Citez. Adevăratul poet național mi se pare fi un mare strateg al limbii. El dispune vocabulile rostirii străbune asemenea unii oștiri. Poartă 100 de războaie cu propria lor greutate până la limita transparenței și a zborului pentru a ajunge să cucerească în numele poporului său un teritoriu spiritual pe care nimeni și nimic nu mai poate răpi sau mutila. Pe an ce trece, publicistica lui Druță devenea tot mai gravă, tot mai interogativă, tot mai sensibilizantă. Tensionarea în societate, procesul de discreditare a valorilor nu lasă indiferent, constituind un pretext pentru reflexii publiciste angajate și constatări îngrijorătoare, incitându-i la căutarea neîntârziată a răspunsurilor la niște întrebări neordinare și complexe. Trăim cu toții pe muchii de prăpastie, răstigniți pe jumătate. Cine a sens lumina Moldova? Cine răspunde de Moldova? De ce sunt triști moldovenii? Titlurile unor publicații în presă. Este adevărat, în ultimii ani, mai ales în viziunile promovate de Druță în publicitate, că s-au fost marcate de contradicții, cum s-a spus, de atitudini categorice, iar pe receptarea lor în societatea noastră, în pagini mass media și a criticii literare, a provocat interpretări neunivoce, de la acceptare până la desconsiderare tranșantă. Oricum, publicistica lui Druță reprezintă un fenomen aparte în peisajul publicistii moldovenești, meritând o atenție deosebită. Am aici mai multe referințe la cea mai bună, consider eu, bucată de publicistică scrisă vreodată în publicistica autohtonă, care se numește Mozart la sfârșitul verii, călătoria scriitorului pe meleagurile baltice, cunoscută și cu denumirea Mestecii până și bărbăție. Sunt foarte multe lucruri aici de spus, extrase niște extraordinare gânduri, dar mă limitez pentru că nu mai ajunge timp și vreau să îi mulțumesc lui Druță pentru faptul că există, că este cu noi și este autorul nostru important. Una dintre cele mai importante dimensiuni umane evidențiate în creația lui Druță este sentimentul demnității. Această calitate a firii reprezintă în fond alfa și omega existenței umane, cel puțin așa cum se conturează din întregul conținut al creației sale. Plin de demnitate este o caracteristică primordială pentru scriitor, cu aceste cuvinte prezentându-l pe tatăl său în chiar primele rânduri ale notițelor autobiografice Corodiște, accentuând tocmai această trăsătură a tatălui și în schița intuiției artistului. Relația omul-destinul în publicistică este cel mai important lucru care îl frământă pe scriitor, meditând asupra marilor adevăruri ale vieții, admirând măreția omului făuritor, scriitorul încearcă să găsească acea nemuritoare împletitură, legătura indisolubilă care unește viața și moartea. Totul e un imn măresc de sărbătoare, dar vai, acest blestemat pământ pe care dat ne-a fost să ne naștem, dezvăluie reală complexitatea lumii. Omul nu e numai mare și nemuritor, ci e și mic și neînsemnat mai este. Exprimă filozofie simplă, dar majoră a existenței umane. La bine și la rău, la bucurie și durere, omul trebuie să trăiască, copacul trebuie să-și țină frunza, cerul trebuie să picure seninul peste noi. În numele promovării unor astfel de valori, a vitalității unor astfel de adevăruri, există și publicistica lui Druță. Mulțumesc! Da, mulțumim! Eu aș menționa faptul că, și sunt de acord cu domnul profesor, că articolele publicistice lui Druță au avut un impact deosebit. Ele puneau probleme, deranjau pe cei de sus așa bine. Ele apăreau în ziare foarte citite, foarte populare, literatura Gazeta, Pravda chiar, care mai publica niște lucruri așa mai de altă natură, și Consomolska, Pravda. Eu, ca să mă citez un pic și pe mine, am avut premiu, mi s-a
deci am dat premiul, mi s-a dat premiul săptămânalul literaturii Gazeta. Într-un an eu eram întâmpinat cu aplauze, vă dați seama. Nu mai vorbesc de faptul că în cadrul unei discuții despre situația literaturii tinerii, adică cărților, tinerilor poeți, tinerilor prozatori, care întâmpinau o rezistență extraordinară. Și la noi, eu țin minte că prin sertarele Uniunii Scriitorilor erau adunate foarte multe cărți, că era practica aceasta a, mai întâi a discutării manuscriselor în cadrul Uniunii Scriitorilor. Și ele se țineau acolo, așa ziceau, binișor ani de zile. Și eu când am spus în cadrul acestei discuții că la noi în Republica Moldova nu apar cărțile tinerilor, îndată a apărut reacția. S-a dat comanda editați. Și a apărut colecția cei de debut, unde a apărut și filmul meu literar, chiar cu prefața mea, nu? Nu. Da, să o ascultăm pe doamna Elena Dabija, care vrea să ne facă dezvăluiri, niște dezvăluiri bibliografice, foarte scurt. Ea mi-a scris că are nevoie de un minut, dar o să vorbească două minute, cu siguranță. Onora prezidiu, stimată audiență, este o mare bucurie să fim astăzi iarăși aici la Academie, vorba ce lucrurile bune se încep de la o mânie. Și este o bucurie pentru noi că și de la domnul academician și domnul Mondruță sunt contemporani cu noi și le putem ura la mulți ani cu sănătate și succese în toate câte le fac în domeniul istoriei neamului literaturii. Biblioteca. De ce spun aceasta? Pentru unii cititori și acum mai întreabă, dar nu găsim anul când a murit scriitorul Ion Druță, Iulian Filip și multe altele, mă rog, de necunoaștere. Și eu le zic, iată, Vasile Romanciuc merge pe drumul acesta pe lângă Centrul Academic Eminescu. Iulian Filip, un aputare, o să aibă întâlnire. Noi, biblioteca, desigur, este acel lăcaș cu toate comorile neamului scrise și mai puțin scrise, iar bibliotecarul este un custode și ajută cititorul să lectoreze cărțile. Sunt foarte bucuroasă în ultimul timp că se editează și ediții pentru copii, cum ar fi Balada celor cinci motănași, Povestea furnicii, La poarta vorbelor frumoase și Pasărea albă a copilăriei, deoarece până acum nu prea erau cărți pentru copii. Și mă bucur că sunt în studiate la licee, școli, iar tristețea este când nu ajung exemplarele necesare, deoarece vă imaginați câte licee sunt la botanică, câte școli, câte... și nu ajung unele exemplare, mai facem noi la niște fotocopii. Eu zic că bibliotecarii și ei scriu istoria literaturii române prin faptul că au foarte multe cărți cu dedicații. Domnule Cimpoi, m-am dus special dimineața la Centrul Eminescu să... deci mi-am adus aminte de acele cărți cu dedicații scrise de domnul Ion Druță. În ochelari, sunt scrise, bineînțeles, că în chirilică. Această carte este dăruită dumneavoastră și este în colecția centrului, datorită generozității dumneavoastră și e datat cu 24-3-1978. Deci o dedicație care are 45 de ani. De ce vorbesc de aceste dedicații? Deoarece Biblioteca Municipală Caldău, filialele, scriu istoria neamului și din prisma acestor dedicații. Suntem la al treilea volum foarte voluminos, cu toate aceste descrieri bibliografice.
Citesc. Lui Mihai Cimpoi, într-un ajun de primăvară, când sufletul lui i-ar fi vrut să le uite pe toate și să le iei iar de la început. Cu drag, Ionduță, Moscova, 23 martie 1978. Deci în 78 eu am absolvit abia 10 clase în școala medie. Altă dedicație, în 15 august 1983, drept credinciosul lui Mihai Cimpoi și întregului său familion, cu încerc să ajung eu. Obișnuitele în asemenea întrebări, în ajun de ziua nașterii, urări de bine pentru viitor, Ion Druță. Și la 1 decembrie 1984, da, bineînțeles, da, tot o sărbătoare a neamului, pentru Mihai Cimpoi și tot ce e acasă, dăruindu-le pe viitor sănătate, noroc și voie bună. Deci doar 3 am găsit care erau la raft. De ce? Probabil că sunt scrise cu chirilică, fiindcă acum cititorii noștri nu mai doresc să ia, să împrumute, să citească o carte cu grafie. Deci este o bucurie că avem. Eu vreau să vă mai spun că opera lui Druță este foarte solicitată, de orice vârstă, este în circuitul lecturii și asta ne bucură. Cu acest prilej s-a început anul școlar și doresc ca și opera lui Druță și a tuturor scriitorilor români să fie foarte solicitată. Și felicit acest eveniment organizat. Mulțumim, doamna Elena Dabiza. Statistica ne spune că Druță rămâne unul din cei mai citiți scriitori și la ora actuală și noi am constatat lucrul ăsta, deci prin comunicările noastre și ce am mai constatat noi? Că Ion Druță rămâne Ion Druță, cu toate că sunt mai mulți Ion Druță în Ion Druță. După cum în Bade Cireș sunt mai mulți Bade Cireș. Să-i dorim multă sănătate, inspirație și să găsească acolo posibilități de afirmare în acea Moscova care, așa cum am văzut într-o emisiune, nu mai este Moscova teatrală de altă dată. Sănătate maestre, inspirație la mulți ani!